Nu este sănătos să ai pătrățele. Da. Eventual să se zărească un pic printre stratul de grăsime, ca să fii potent și să poți să fii acolo, să funcționezi așa cum trebuie. La un moment dat, organul trebuie să se umple cu sânge, nu? Dacă tu uh -huh. ești deshidratat. Sexul ăsta excesiv, cu ejaculare de sexul, da. complet. Ce îi face organismului? Păi uzează organismul foarte tare. Dacă nu poți să faci genuflexiuni la 40 de ani, la 60 de ani nu o să te poți ridica de pe scaun, o să ai nevoie de un cadru. Ar fi bine să avem grijă de ambele laturi. Da, urca numai până pe la 7000 de metri că s-a tăiat într-o într bucată de gheață și a coborât, dar acolo unde... Și acolo e filmat, e documentat, a, intrat la, a urcat la bustul gol, unde ăia alți intră cu tot felul de urcă, cu tot uh -huh. felul de așa. Și a dezvoltat el o metodă, metoda Wim Hof, de respirație și dacă faci metoda aia de respirație poți să-ți controlezi cumva oricum sistemul imunitar. Au făcut experimente pe el cei de la Universitatea din Eindhoven, mi se pare, oricum Universitatea din Olanda și i-au injectat ceva, cum se cheamă virusul ăsta pe care tot le iau ăștia din spitale? A, nu știu. Un virus. Și el și a controlat absolut toate simptomele. A alergat în Namibia un maraton întreg fără să se hidrateze. Adică el omul a bătut tot felul de recorduri și lumea a zis că e un fric el, că e uh, o ceva supranatural, că are o uh, și până la urmă el a vrut să demonstreze că nu el este deosebit, ci metoda lui deosebită. Și și-a luat niște discipoli pe care i-a învățat uh -huh. și care au făcut exact același lucru ca și el. Și-a dezvoltat metoda Wim Hof. Și unul dintre ei Ștefan Mihaia, spui. Ștefan Chihaia. Chihaia. Da. Ah, Asta Wim Hof a fost invitat și la Joe Rogan. Au fost mare hit, uh -huh. Toți ăștia naturopații și toți cei preocupați de tot felul de metode anti-aging și așa, din Statele Unite sau așa. El e olandez. Și are camp în Polonia. Mm -hmm. Florin, ai drumul? Da, da. Și Ștefan ea e unul din discipulii lui și eu l-am chemat la Arad. Și am făcut, am stat în gheață da, și din astea. Exact, da. Dar un, unul dintre ele, nu mai de știu de care. Munte, da. Da. Bine ați venit la Copacul Vieții. Astăzi am un invitat surpriză care m-a uimit cu un TikTok. Să zic așa, bine ai venit, Cristian, la Copacul Vieții. Bine v-am găsit. Te-am chemat eu am o pasiune nouă, așa, și tot aud pe la invitații mei cu întinerirea. Practic, tu la 50 de ani arăți mai bine ca mine la 38. E, nu, chiar, da, mă simt mai bine decât mă simțeam la 30 de ani, de exemplu. Pentru că la 30 de ani îmi plăcea să fac doar sport și la 20 de ani îmi plăcea, sportul mi-a plăcut să-l fac întotdeauna, dar nu eram preocupat de nutriție. Ulterior am devenit și preocupați și de nutriție și după aia mi-am dat seama că nici măcar doar nutriția nu e, e suficientă. Mai trebuie să, să aplicăm și alte metode dacă vrem să încetinim la maxim procesul de, de îmbătrânire. Și anume, detaliază -mi. pentru vârsta mea e deja un, un motiv și ciulesc urechile când aud lucrurile astea. No. În primul rând și antrenamentele Trebuie să ne antrenăm inteligent, adică nu te mai antrenezi la 50 de ani sau la 40 de ani cum te antreneai la 20 de ani. La 20 de ani îți, îți permiteai excese, îți permiteai greșeli. Pe măsură ce înaintezi în vârstă, înveți să te antrenezi cu efort minim și să iei beneficii maxime din antrenamentele respective, și, în principal, trebuie să te axezi. Pe faptul că nu trebuie să te accidentezi. Asta e foarte important. Asta în ceea ce privește sportul. Apoi trebuie să fii atent la hidratare. Știu că multă lume vorbește, ba de apă alcalină, ba de apă minerală, dar fiecare dintre tipurile astea de, de apă trebuie să le consumi în anumite momente ale zilei. De exemplu, nu bei o apă alcalină în timp ce mănânci. Pentru că e logic. Alcalin, acid gastric, împreună nu fac o chestie ok. Apoi, iar e important în ceea ce mă privește pe mine postul intermitent. Deci... Da, o să vorbim despre el. L-am uh, trecut aici. Spune-le oamenilor cine ești tu așa pe scurt. Te știu foarte mult, am văzut că ai foarte mulți urmăritori, dar să le spunem de la început. Cine e Cristian uh, Lucuță? Sunt absolvent de psihologie, masterand la ora actuală, uh, Apoi sunt antrenor acreditat de Federația Română Sportul pentru Toți și sunt tehnician nutriționist. Am încercat să combin toate cele trei domenii care pot să dea o sănătate mai bună și o stare de fericire pe care eu încerc să o obțin pentru mine și pentru cursanții mei și pentru familia mea. Mi se pare că atunci când un om vine la tine și spune nu mă simt bine în pielea mea, vreau să slăbesc, vreau să depun masă musculară, nu mă simt bine în general, cumva trebuie să știi să-l ajuți în toate cele trei direcții. Și tot timpul spun, când mergi la un nutriționist, dacă nutriționistul nu-ți spune trebuie să începi să faci sport, înseamnă că trebuie să schimbi nutriționistul. Dacă mergi la un antrenor și antrenorul îți spune, nu-ți spune, trebuie să ai grijă și de nutriție, trebuie să schimbi antrenorul. Dacă mergi la un psiholog cu depresie, cu anxietate și psihologul respectiv nu te îndeamnă să faci și să începi să faci mișcare, să faci sport, trebuie să schimbi psihologul. Cumva cele trei se, întrepă tu, se întrepătrund. Adică nutriție, sport da. și a treia n-am prins eu. Stare mentală, psihologie. Ah, psihologia. Da. A, ok, da. Foarte interesant. Eu acum, de astăzi, spre exemplu, și mă interesează tare subiectul, încep un detox. 4x4, spun eu. Fără sex, fără țigări, fără alcool și fără carne. Am făcut exces de toate în ultima perioadă. Prin, prin, prin iunie-iulie am fost zen, băgam, eram bine. Atunci am început să... nu știu ce s-a întâmplat. Mi-am pierdut starea de concentrare, multe chestii. Ce fel de nutriție ne îmbătrânește? Am văzut mult din ce ai postat tu. Însă, mulți dintre cei care ne privesc, probabil nu au văzut. Ce alimente ne îmbătrânesc? Sunt câteva tipuri de alimente, grupuri de alimente care ne îmbătrânesc. Zahărul. Zahărul e un drog pe care noi îl dăm copiilor de mici. Cumva le creăm o dependență de mici. Și eu sunt dependent de zahăr și sunt genul de om care dacă nu poate să mănânce trei pătrățele de zahăr, ci mănâncă toată ciocolata. Adică dacă mănânc zahăr, îl mănânc. Și atunci la mine este uh, ori la bal, ori la spital, cum aș spune. Uh -huh. Adică cumva sunt dependent de zahăr și atunci ca să... Uh, ca să nu mănânc zahăr, trebuie să mă abțin aproape total de, zahăr, de la zahăr. Și am făcut chestia asta, de exemplu, anul ăsta. Și putem să vorbim mult despre zahăr. Și ce m-a convins pe mine cel mai mult, nu neapărat că ți se îmbătrânește pielea, nu neapărat că pierzi din minerale, nu neapărat că vine cu calorii goale, ci pentru un bărbat asta este chestia esențială care trebuie să-l facă să renunțe la zahăr. Zahărul inhibă producția de testosteron. La bărbați și la femei de hormoni feminini. Și am cazuri foarte interesante cu cursanți de mei care aveau probleme de fertilitate și după ce au renunțat la zahăr, după o lună de zile, au fost foarte ok. Da? Da, după ce în trecut au făcut tot felul de tratamente și chiar, nu o să-i dau numele, dar am o cursantă care chiar e asistentă medicală și care tot timpul avea ciclu odată la 3 luni, odată la 4 luni, ciclul neregulat și, bineînțeles, de acolo avea probleme și cu fertilitatea. Uh -huh. Și tot făcea tot felul de tratamente și mergea la medic și lua tratamente și mergea la medic și lua tratamente și la un moment dat a renunțat. De e un dușman. Da. Și la un, dat, la un moment dat a renunțat uh -huh. și am avut o discuție cu ea, la un moment dat îmi spunea că nu poate, de ce nu slăbește? Nu... Eu am cursanți de grup foarte mulți și atunci. La un moment dat am avut o discuție cu ea și Cristi, uite, eu fac antrenamente și nu slăbesc. Și mi-a povestit toate problemele astea ei și apoi aflam că fiind asistentă medicală, știi cum vin uh, pacienții. Uite, o ciocolățică, da, uite, da. o nu știu cum. Ea tot timpul era cu ciocolățica în poșetă. Se, dimineața un pic de dulce, în timpul zilei câte un pic de dulce, seara un pic de dulce, practic. Și în momentul în care a renunțat la zahăr, după o lună de zile i s-a reglat ciclul. Și acum are doi copii. Ce frumos! Fără alte tratamente. Dar foarte puțin oameni mai repede ajung la biserică decât să lase zahărul. Da, există, un anum, există anumite studii că mai ușor poți să faci pe un om să-și schimbe credința decât să-și schimbe modul de viață în ceea ce privește alimentația. Oh. Deci e foarte greu. Tot timpul Na, practic este un tipar pe care, un program pe care noi ni l-am implementat de mici, un anumit mod de viață și e foarte greu să ieșim din tiparul ăla. E foarte greu. Necesită, în primul rând, o conștientizare că anumite lucruri nu ne fac bine, și apoi o, o luptă pe o perioadă nu foarte lungă. Ce perioadă consider că e? Păi uite, de exemplu, perioada de 21 de zile, cum ai zis-o tu, e o perioadă prin, prin care, statistic vorbind, putem să ne scoatem un obicei prost sau putem să ne adăugăm un obicei bun sau, chiar, sau un obicei prost. De asta am stabilit 21 de 21 zile. 21 de zile, da. da, exact, asta, 21 de zile. După 21 de zile, bineînțeles, o să mai simt nevoia să mănânci zahăr, dar nu o să mai fie. Nu, nu, cu zahărul n-am. Sau alte, pro alte, mă rog, o să simt nevoia să revii la obiceiul ăla, Carne. acum că vorbesc Ai. despre zahăr, dar nu o să mai fie nevoia aia foarte stringentă. Adică mm. o să fie o nevoie pe care tu o să poți să o, să o domini, ca să spun așa. Nu o să te mai trebuia să-ți duci o luptă colosală. Cei care mănâncă zahăr, de exemplu, știu. Sau cei care fumează, de exemplu. Cât de greu este să în primele zile, în primele săptămâni, să nu da, 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 da. să nu mai ai obiceiul respectiv. Zahăr, fumat și așa mai departe. Am stat trei săptămâni, am fumat și m-am apucat ea. Și am zis, nu, gata, trebuie să fac un detox. Uh, zimii... Ok, avem un primul dușman al uh, tinereții, este zahărul. Zahărul, bine, acum bineînțeles, vorbim despre dușmani uh, foarte mari pe care lumea nu-i conștientizează neapărat, că acum bineînțeles tutunul și alcoolul și drogurile astea știm că ne îmbătrânesc. Acum și apropo de, de alcool, sunt anumite nuanțe. Dacă consumi în fiecare zi, bineînțeles că îți face rău. Dacă îl consumi ocazional... Nu o să putem să fim roboți niciodată și nu o să putem să ne alimentăm exact. Deci, când începem să ne schimbăm viața, trebuie să plecăm de la premisa asta, pentru că altfel riscăm să ne încurajăm când greșim. Eu întotdeauna când încep o, o dietă sau încep un program de reechilibrare, cu, că nu poți să-i spui în dietă, schimbare de mod de viață, cu un cursant îi spun, te rog frumos să încerci să, să te ții de regulile respective, dar să nu-ți închipui că nu o să greșești. Să nu-ți închipui că nu o să ai zile în care efectiv o să, o, o să dai de pământ. Pentru că, după cum spuneam, nu suntem doar roboți. La un moment dat o să vrei să mănânci un tort la ziua cuiva, sau o să mănânci eu știu ceva dulce, sau o să ieși cu băieții și o să bei șapte beri sau câteva. Ok, savurez ziua respectivă. Savurez momentele alea, nu ți faci mustrări de conștiință că le-ai făcut, dar trebuie să ai grijă ce faci în ziua următoare. Foarte importantă e ziua următoare. Cum așa? A. De ce e importantă ziua următoare? Adică ar trebui să fac activitate sportivă care îmi scoate alcoolul trebuie din să fii Trebuie să faci sport și să fii foarte regulamentar în ziua următoare. Să mănânci efectiv cum ar trebui să mănânci în celelalte zile. Uh -huh. Dar e foarte important să nu decaz și ziua următoare. Pentru că dacă și ziua următoare decaz, urmează încă o zi. Stai, ai, ai spus ceva. Cum trebuie să mănânci? Păi... Uh... Uh, uite că spunea că ai renunțat la carne. E ok să renunți la carne, părerea mea, pentru perioade. Pentru perioade, de exemplu, acum, acum e și postul uh, religios. Da. E ok, corpul are nevoie și de o pauză, dar uh, eu mănânc carne, dar mănânc destul de rar. Adică, poate mănânc o dată la săptămână sau o dată la două săptămâni. În schimb, mănânc carne de pește, uh, mănânc ouă. Uh, mănânc și unele lactate. Eu văd aici și o, o treabă spirituală cu carne. Da, 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 da. Postul, că putem să vorbim și despre post. Postul are două laturi, una spirituală și una corporală. Una, exact, da, da, da. Una fizică. Și uh, putem să vorbim și despre chestia asta foarte mult. Uh, trebuie să ar fi bine să avem grijă de ambele laturi, pentru că de exemplu, poți să mănânci cartofi prăjiți, uh, gogoși în ulei cu zahăr. Poți să mănânci uh, paste cu, eu știu ce, nu știu, paste cu mac, de exemplu, sau, uh -huh. uh, uh, sau cu varză. Și toate astea, din punct de vedere religios, sunt foarte ok. Dar dacă tu mănânci asta pe tot parcursul postului, din punct de vedere al sănătății fizice, nu o să fie ok. Nu, okay. Bun nu e ok. Bună asta trebuie să avem un pic grijă și la partea de sănătate. Bineînțeles, spiritual este ok, pentru că te înfrânezi de la o grămadă de alt de chestii, ceea ce este ok. Ai nevoie de exercițiu ăsta mental. Uh -huh. Dar trebuie să ai grijă și de sănătatea fizică. Mama mea e o, o femeie foarte religioasă și la un moment dat avea probleme fizice, pentru că ținea toate posturile exact cum scria la carte, dar nu era aplicată și spre latura asta a sănătății fizice. Uhum. Și atunci, după post, se trezea că are probleme la coloană, că dor genunchii, că... Da, 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 uite, bun subiect. Hai să vorbim pe el un pic. Și aici îți spun o întrebare. Băi, de o perioadă, nu știu de ce, eu sunt, cum am menționat mai devreme, uh, sunt într-un dezechilibru din uh, iulie așa. Deci eram super bine, zen și cu mintea și cu trupul și cu astea când difuzăm noi asta e sfârșit de ianuarie, așa că o să ajute pe multă lume. Dar întrebarea personală e așa, au început să întroznească încheieturile. Și nu mi explică deja, inițial întrozneau gleznele. Am fost pe la cineva, mi-a dat niște homeopate, am băgat niște suplimente. Și acum întroznesc și genunchii și mi auți și umerii și coatele. Devin eu ipohondru sau e o... E, în primul rând e nevoie de mișcare și în al doilea, în al doilea rând de hidratare, de fapt prima dată hidratare, mișcare și apoi după o anumită vârstă, chiar după 25 de ani, după 30 de ani, corpul produce din ce în ce mai puțin colagen. Colagenul are legătură cu elasticitatea celulelor. acum mult, multe, mai ales femei, dar în ultima vreme și bărbați știu folosesc creme cu colagen pentru față. Uh -huh. Dar toate celulele își pierd elasticitatea, nu doar și trebuie pielea Trebuie să bagăm fețe. un supliment de colagen. Exact și conform studiilor ar trebui să suplimentăm cu 10 grame de colagen pe zi. Deci Numai... asta e recomandarea. Da, 10 grame de colagen pe zi pentru că nu avem nevoie doar pe față. În funcție de genetic, la unii se vede lipsa de colagen mai mult pe față, pe păr, pe unghii. Alții, în schimb, au probleme cu încheieturile sau cu genunchii. Și atunci ar trebui să ar fi bine să suplimentăm, dacă nu zi de zi, măcar o lună da, una ba, dar după o anumită vârstă colagenul ar trebui să intre în rutina noastră de alimentație, ca să spun așa. Adică poți să iei colagen 10 grame pe zi și timp de un an de zile? Da, sigur că da, colagenul este o proteină. Dacă nu vrei să consumi pudră de colagen, peptide de colagen, poți să ți faci supă de oase sau răcituri, cum se spun. Păi nu, și spun. dacă sunt vegetarian, nu. Păi mm. da, da, mm. dar na, ar trebui atunci. na. Supă sursă, de oase, pistie, nu? Exact, da, da, da. Aia e cea mai naturală uh, sursă de colagen. Ce și tână. la îndemâna fiecăruia. Dacă nu poți să consumi chestia să-ți faci supă de oase în fiecare zi. Pași din când în când. Și în zilele celelalte consum 10 grame de colagen. Cel mai bine să iei o pudră, pentru că dacă iei pastile, îți iese foarte scump, că vorbim și de bani aici. Uh -huh. Deci pudră zici. Na. Dar există colagen, să spun, pe piață, nu o să dau numele firmelor, dar există colagen pe piață jumătate de kilogram sau 300 de grame la 3 milioane. Sunt MLM-uri care vând, dar se găsesc pe net, sunt firme de suplimente nutritive care vând 500 de grame la 80 ceva de lei. 500 de grame îți țin 60, 50 de zile. Dacă nu e chiar în fiecare zi, îți ține două luni. Ia, asta e praf? Da, e pudră. Pudră. Și există pudră cu gust neutru sau dacă nu suporți chestia asta, atunci există uh -huh. cu tot felul de arome. Uh -huh. dar vreau să spun că sunt și variante uh, ieftine, dar ok calitativ. Da, aici am o teorie pe care îmi permit să o exprim de când am început eu dezvoltarea asta personală, de când am început să cumpăr din supermarketul dezvoltării personale, știi? Da. <laughs> Ca să zic așa, e o, o glumă a mea așa lui Ciprian și de nu știu dacă l-ai văzut la podcast, câteva episoade anterior și e așa, când vrei să schimbi viața banii din punctul meu de vedere nu e o scuză, deși poate mulți oameni mă pot lua, arăta cu deget sau fac vreo aroganță că știu eu. Dacă ai ții la viața ta, nu ți mai cumperi două perechi, dar îi pe ani, îți cumperi una. Sau îți cumperi două mai etne. Renunți la niște chestii. Știi? Așa o văd eu. Deși nu sunt cel mai bun exemplu nici în, în, în anturajele mele, dar am făcut niște schimbări în ultimii ani. Știi? Că atunci când am plecat eu prima dată pe atunci și Florine, ce ai? Pă, am și am găsit și acolo o parte de liniște și de pace. Deși dezechilibrul revine pentru că e greu, dar efortul omului când vrea să schimbe, îl schimbi. Sau cel puțin faci o cură, zic eu. Să revenim. Deci avem așa două ponturi de la tine vis-a-vis -vis de subiectul principal, respectiv cum ne păstrăm tinerețea. Fără zahăr, Adăugăm colagen? Da. Care ăsta ajută, practic, și oasele în ten? Piele, absolut tot. Uh -huh. Practic ajută celulele să-și păstreze elasticitatea. Pentru că uh, colagenul ăsta este o proteină care uh -huh. ajută celulele să-și să, să păstreze elasticitatea. Cu cât ele devin mai rigide, cu atâta uh, na, îmbătrânim mai mult. Nu uh -huh. doar pielea, ci și organele, organele interne. Uh, sportul, spuneam... E, dacă până la 40 de ani, 35 de ani, 50 de ani nu te-ai antrenat, e imperativ necesar să începi să te antrenezi. Adică poți să începi să te plimbi, de exemplu. Da, mi-a plăcut postarea aia ta. Și apoi faci câțiva pași de alergare. Uh -huh. Nu te costă nimic chestia asta. Adică nu poți să mi spui că n-am bani să merg la sală. Uh -huh. Păi de sportul, ca să o traducem, că toată lumea, în momentul când te uiți la un om ca tine, super fibros, și mai ales care are antrenor, pe ăsta mă pune în rupe cap, mm. pe românește. Nu, și în postarea aia mi-a plăcut la tine că ai zis, bă, ce ai zis ceva de genul, mă frate, dimineața ieși la plimbare și la un moment dat alegi câțiva pași, 3 minute, 2 minute, ulterior poți să faci chestii, știi? Exact. Sportul ăsta ca și durată, cum spun și ăștia pe la TV, când mă uitam eu la TV, 30 de minute în fiecare zi, 30 de minute de plimbare e suficient? Pentru început e suficient să te plimbi, dacă nu ești obișnuit cu mișcarea, că na, trebuie să uh, ne gândim că sunt și persoane la 70 de ani, la 60 de ani, mulți antrenori sau multă lume ignoră genul ăsta de, de oameni, adică toată lumea se focusează pe cei de 20, 30, 40 de ani, dar sunt persoane care n-au făcut sport și au 50 de ani și au 30, 40 de kilograme în plus, nu poți să îi pui să... Facă împins sau să facă nu mai știu ce tot felul de exerciții și începem cu plimbarea. Dar la un moment dat o să trebuiască să creștem intensitatea și să creștem să introducem antrenamente și un pic de forță, pentru că dacă nu poți să faci genuflexiuni la 40 de ani, la 60 de ani nu o să te poți ridica de pe scaun, o să ai nevoie de un cadru. Și atunci sunt anumite exerciții, nu avem nevoie să ne punem un bagaj sus, sus în tren sau uh -huh. să luăm ceva din dulap sau să ne ridicăm copilul sau nepoțelul la o anumită vârstă, nu? Atunci ar trebui să încep să faci și niște semiflotări. Sunt tot felul de exerciții simple. Eu am făcut la un moment dat un filmuleț cum poți să ajungi să începi să să poți să ajungi să faci flotări. Pas cu pas, de la un om care nu poate să ridice o plasă în sus. Mie îmi place să iau oamenii de la 0, de la sub 0, ca să spun așa, și să-i duc la nivelul de. Ai vreun studiu de, de caz de spus. Apropo de studii, am făcut un studiu foarte interesant cu oameni sedentari. Oameni sedentari supraponderali, care n-au mai făcut sport de foarte mulți ani sau care n-au făcut sport niciodată. 20 de oameni am avut în studiu respectiv. Apropo de schimbatul obiceiurilor și de cele uh -huh. 21 de zile. Am avut 20 de oameni în studiu, am făcut online cu ei sport. Știi câte minute? 3 minute pe zi. Da, am văzut și asta. 3 minute pe zi am făcut sport cu grupul de 20 de oameni online. În fiecare zi. Deci asta în fiecare zi. Și duminica și sâmbăta, 3 minute pe zi am făcut sport. După două săptămâni, mai mult de jumate, au trecut singuri, fără să îi împingă nimeni la spate, la antrenamente normale, adică întregi. Când vorbesc de un antrenament întreg normal, de la jumătate de oră în sus. Uh -huh. peste, peste, 50%. Peste 90% după o lună de zile. Au trecut fără să-i împing de la spate. Iar ceilalți, doi, ca să spun așa, ceilalți, dar na, procentual vorbind, au ajuns să facă și antrenamente, au continuat antrenamentele de 3 minute și au ajuns după o lună, după o lună jumate, două luni, totuși să facă și ei câte un antrenament lung. Uh -huh. Dar timp de o lună, peste 90% au, tre au trecut la antrenamente. Ce-am făcut prin cele 3 minute zi de zi făcute? Am schimbat programul mental, pe de-o parte. Omul de la sedentar -a, a, a devenit în mintea lui un om care face sport zilnic erau trei minute, asta nu conta. Creierul a primit un semnal. Și pe de-o parte și pe de-altă parte am pregătit sistemul cardiovascular, sistemul muscular pentru ce o să urmeze. Pentru că au făcut febră musculară și în cele trei minute. Am făcut exercițiile în așa fel încât să stimulăm cei de stimulat. Și după o lună de zile, majoritatea și-au schimbat obiceiurile. Deci o lună de zile, trei minute de sport în fiecare zi. Exact, da. Exercițiile făcute atent, făcute astfel încât să stimuleze pe, nici să nu supra-solicite, dar să stimuleze regulat anumite grupe musculare, inimă, plămâni și așa. Și mi se pare că ăsta a fost un studiu care eu am făcut studiul ăsta pentru în cadrul antrenamentelor noastre online am zis, ok, hai să introduc trei antrenamente de 3 minute. Are rost sau nu are rost? Și am făcut înainte chestia asta care pe mine, pentru mine a fost definitorie apropo de schimbatul obiceiurilor. Lăsați întrebări în comentarii, follow, mă ajută foarte tare dacă dați follow pe aici, pe YouTube sau pe TikTok, pe unde sunteți voi. Îmi permite să aduc din ce în ce mai mulți invitații. Ok, până acum am din nou zahăr, băgăm colagen, sport. 30 de minute pe zi. Uh, sincer, și dacă nu faci 30 de minute pe zi, dacă, fa dacă antrenamentul este făcut așa cum trebuie, poți să faci uh, de trei ori pe săptămână antrenamente și ești ok. Pentru că presupun că totuși mai faci niște pași. Da, v mai fac niște pași din pat de sus, din dormitor până în mașină, cred că am 40-50 de pași. Dacă, vor, dacă vorbim despre antrenamente, dacă vorbim despre antrenamente, ar trebui să nu lăsăm organismul să aibă o zi în care doar lenevim. Poate să fie o zi pe săptămână, de exemplu, dar în celelalte zile trebuie să-l stimulăm cumva. Hai să zicem că mai facem două, trei antrenamente din asta de jumătate de oră, dar antrenamente vorbesc și în celelalte zile, ok, e, o, e ok și o plimbare de jumătate de oră. Da, la cum stau eu pe scaunul ăsta nu mă chef de antrenamente, dar astăzi chiar mă duc la antrenament. Ce trebuie să conțină un antrenament din asta? Dacă vorbim de sporturi, aș vrea să facem de la început o diferențiere. Există sportul de performanță și sportul de întreținere. La sportul de performanță. Acolo te interesează obținerea unei performanțe în termen scurt și obținerea stării de sănătate în termen scurt pentru că tu poți obții performanța respectivă. Dar acolo pe antrenori și pe sportivi interesează sănătatea pe termen scurt. Tocmai de aceea, gimnaști, fotbaliști și așa vin după perioada de competiții foarte uzați. Au diferite accidentări. Dar acolo nu interesează când faci sport de performanță, pe antrenor nu-l interesează sănătatea ta după ce te lași de sportul respectiv. În schimb, la sporturile de întreținere, acolo ne interesează starea de sănătate și starea de bine. Și ca să fim noi ok, echilibrați, să avem o stare bună, trebuie să antrenăm sistemul cardiovascular, adică să facem sport aerob. Care, ce înseamnă? Cycling, alergare, plimbare foarte moderat, în not, kangoo jumps, sau și să stab și pe de altă parte Trebuie să avem grijă de masa noastră musculară Aici prin sport aerob Antrenăm în principal sistemul cardiovascular De care clar avem nevoie Și acum ar trebui să ne aplicăm un pic Și spre sportul anaerob Adică cel de forță Și când vorbesc de forță Nu vorbesc neapărat să mergem în sala de forță Și să lucrăm cu raie. Să poate să facem chestia asta Uite, pentru oamenii mai comuni ca mine Și știu și eu câțiva Și dacă nu știu să uită la noi Ba, asta cu gante, am un prieten, e la fel de mare ca mine, dar el stă cu alea să face, să dregi, le știe. Numai venind din fața laptopului sau fiecare de unde vine, bă, ți-e greu să le, ți-e greu, știi? Da. Și atunci, dă-ne, uite, trei exemple la trei aparate, ca să o luăm ușor, să nu ne speriem. Știi că majoritatea îi vezi, gata, frate, mă las de fuma, mă duc la, sală, mă apuc eu, acum rup toate astea și să duc la fiare, bagă febră de aia musculară mai rău decât, mai mult decât trebuie și atunci o săptămână te ține și plătești abonamentul până an, știi, că am tot da. și eu de câteva ori. Trei aparate simple sau patru sau câte consider tu de așa natură încât să nu ne mai speriem, știi, că noi ăștia foarte comozi. Da, eu vă dau trei exemple. Se presupune că ne și plimbăm și mai alergăm un pic. Deci sportul aerob îl, îl facem... Da, îl facem așa. Aerob, da. Ok, acum dacă ar fi să mă aleg trei exerciții, pe care doar alea trei exerciții să le fac toată toată viața mea, mi-aș alege semiflotări sau flotări. Nu știu dacă camera ne permite să exemplific aici, dar nu, la un moment dat nu. Aș putea să fac. Lască că se uită oamenii. Puteți pe... să începeți semiflotări. Semi începeți cu semiflotări și după ce faceți serii de câte 20 de serii, 4 serii a câte 20 de semiflotări, cu pauză între ele, uh -huh. la un moment dat... O să reușiți după un timp să faceți flotări. Dar semiflotarea. Semiflotarea înseamnă că faci cu sprijin pe genunchi. A, am înțeles, am înțeles. Ok. Deci te sprijin pe genunchi. Pe genunchi și pe palme, și faci de acolo. Uh -huh. Semiflotările, după, după o perioadă, după ce reușești să faci nu mai multe serii, seriile rămân tot patru, dar la un moment dat poate să reușești să faci serii de câte 30 de repetări sau poate că la început faci doar 10 repetări, depinde de condiția fizică a fiecăruia. Când ajungi să faci patru serii a câte 50 de repetări, da. deci nu numărul de serii, când ajungi să faci patru serii a câte 50 de repetări, atunci poți să începi să, faci, să încerci să faci serii de flotări. Uh -huh. Și chiar poate că la început poți să faci 3-4-5 flotări. Faci 3-4-5 flotări, Pui genunchii jos da. și continui cu semiflotările până ajungi la 10-15. Ai întâlnit oameni care nu pot să facă 10 flotări? Doamne, dar sunt foarte mulți și am foarte multe și, cur, și foarte multe cursante. Am și foarte multe cursante și atunci femeile mai greu să facă flotări. Încep, pe, încep cu oameni care poate n-au mai făcut sport în viața lor, care nu pot să facă o flotare, nu poate să se ridice de jos poate, ca 120 de kilograme sau 110 sau eu știu. Și atunci începem cu oameni care nu pot să facă flotări. Începem cu semiflotări, nu e nicio problemă. Pentru că dacă le spun la oameni direct face în serii de flotări și el încearcă să facă o flotare și nu poate, l-am pierdut. L-ai pierdut, da. Ce experiență ai tu în domeniu cu oamenii? Lucrez de 15 ani Aha. cu oamenii, dar S -s -s -s. înainte de asta, prima mea facultate a fost acea de inginerie. Uh -huh. Nu, nu, nu mi-a plăcut, n-am făcut o chestie asta cu pasiune, dar. Toți colegii mei, toți colegii mei, pe toată perioada în care am funcționat ca inginer și așa, mă întrebau uh, despre dietă, despre sport, despre... Deci eu, practic, am început asta din totdeauna. Adică, cumva, am fost sportiv și oamenii îmi cereau sfaturi. Dar, uh, efectiv, activitate, firmă deschisă și lucruri efectiv... Și, de când am început să fac doar chestia asta la modul profesionist, cam de 15 ani. Sunt curios să ne povestești un pic mai târziu numele, cu lău. Zic bine? Aoleu. Sau... Aoleu. Aoleu, Aoleu, Aoleu da, Fitness. Deci da. când am văzut Aoleu da. Fitness pe TikTok, a zis, da... da. da. Să terminăm cu cele trei... Uh, Exerciții. Ex deci avem semiflotări. Următorul. Ok. Poți să bagi și aparate din sală, că să presupunem că suntem la sală. Poți să bagi, dar uh, până când tu nu poți să faci exercițiile astea, adică tu până când nu poți să faci serii de 20-30 de flotări, serii, nu are sens să mergi la banca de împins și să împingi cu 30 de kilograme. Adică uhum. e un nonsens să lucrezi la, cu greutăți, câte vreme tu trebuie să. Adică ar fi bine să începi să lucrezi cu greutăți în momentul în care greutatea corpului tău este prea mică pentru forța ta. Uh -huh. Dar până atunci e un nonsens să faci chestia asta. Exercițiul numărul 2 sunt genuflexiunile. Aolo. Mie îmi place să le fac cu desprindere, adică cu săritură. De exemplu, dacă am o perioadă. O zi, Simt că în ziua respectivă sunt, în momentul respectiv, sunt foarte stresat și sunt acasă, de exemplu. Îmi place să fac 50 sau 100 de genuflexiuni cu desprindere, cu săritură. Bine, acum arăt tu bine. Da, 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 te nu, descurci. Nu, e, da, nu, dar tocmai de asta am făcut chiar și un clip cum să poți să începi să faci genuflexiuni. Pentru că sunt persoane, chiar și tinere, care nu pot să facă o genuflexiune corect. Uh -huh. Și atunci, vorbim și despre persoane în vârstă, efectiv. Am arătat acolo cum poți, pas cu pas, să începi să faci. Îți iei un scaun înalt și faci din șezând de pe scaun, te ridici în picioare. După ce le faci serii, tot așa, patru serii, a câte 30 dacă poți. După ce poți să faci de pe scaunul ăla înalt, îți găsești săptămâna viitoare sau peste două săptămâni un scaun mai jos. Și un scaun mai jos, un taburet, sau o canapea. Uh -huh. Și în momentul în care poți să faci de pe, cana de pe canapea seriile, începi să le faci la liber. Fără ai să... clipuri puse? Am, am clipuri puse pe chestia asta. Da, da pe deci pe Aoleu Fitness. au Aoleu. Au Aoleu Fitness. Au leu Fitness. Da. Așa, genoflexiuni. Lăsăm în comentarii link-ul ca să mergeți la el pe profil. Până atunci, Delia, să nu mă cerc că stau așa, dar astăzi nefumat, fumat, ne băut, <coughs> ne nimic. Sunt praf. Așa că al treilea exercițiu. Al treilea exercițiu, cranciuri sau abdomene. Deci astea trei exerciții, dacă le faci, pe lângă uh, plimbat, plimbare cu, cu ușor pas de alergare, din când în când, poate de două ori pe săptămână, o chestie pe care tot, nu, să nu spună cineva că nu are timp să se plimbe de două ori pe săptămână, jumătate de oră, că nu există. Adică poți să te plimbi până la job sau nu urci din stația asta de uh, tramvai sau de autobuz sau așa, ci uh, uh, urci la stație următoare și te plimbi. jumătate de oră să-i faci durează, nu știu, cred că depinde de cât de alerte e pasul. Dar de ce mă pui să fac abdomene cristiane? Te rog eu frumos. Pentru că, că -are dacă, dacă nu-ți lucrezi abdomenul, la un moment dat o să, apară, o să apară probleme și în partea lombară, și la partea... avem nevoie aici să... A, avem nevoie de, de masă un mijloc musculară. De un mijloc puter, de, Să avem mijlocul puternic, să avem... Nu, ah, vorbesc acum de, da, nu vorbesc de da. nu de pătrățele. Că toată lumea spune, păi da, da, pătrățele greu. Atenție, nici măcar nu e sănătos să ai pătrățele. uite, nu e sănătos să ai pătrățele? Nu, nu, nu e sănătos să ai pătrățele. Asta o spun. Uh, eu e, de, am. dezvoltă -te. stai, stai așa da. un pic. Nu este sănătos să ai pătrățele. Da. Eventual să se zărească un pic printre stratul de grăsime. Dar pătrățele foarte striate nu este sănătoși. De ce? Pentru că avem nevoie de grăsime ca să fim sănătoși. De un anumit strat de grăsime avem nevoie să fim sănătoși. Ceea ce vedem la concursuri și în reviste, că fac bodybuilderi și așa, în momentul în care ei au uh, forma aia fizică, hormonal sunt praf. Hormonal sunt praf. Deci uh, bodybuilderii când merg la concurs și sunt atâta de deshidratați și cu un procent de grăsime atât de mic, libidoul lor este zero. Adică noi avem nevoie de un pic de colesterol adică și un pic de grăsime. Libidoul e la pământ în da, condițiile alea. Da. Da, da, da. Și noi avem nevoie de un pic de grăsime. Deci practic eu mai am o întrebare. Având în vedere cu expunerea asta ca să-mi argumentez întrebarea mai întâi, având în vedere cu expunere extraordinară a oamenilor care fac spor pătrățele și tot felul de exerciții, am văzut încât îmi schimb algoritmul singur la TikTok. Nu mă mai uit la astea, da. știi? Că după 5 minute dacă te uiți cauți gagici și îți arată gagici. Nu, nu mai apar din ăștia așa musculoși. Da. Deci, practic, noi n-ar trebui să mai credem în antrenorii de fitness care ne bagă și ne rupe în două și ne scoate grăsimea de tot și nu, tu. nu, nu, nu. Acum trebuie să vorbim și din prisma antrenorilor de fitness. De exemplu, eu am pătrățele, dar am un mic strat de grăsime acolo. Dar dacă nu aș fi antrenor, probabil că nu, mai s vedea, nu mi s ar vedea pătrățelele. Aș pune un strat mai mare de grăsime acolo. Dar dacă cineva vede un antrenor care Aine încearcă ei, să vorbească am. despre un stil de viață sănătos, te ajut să slăbești, te ajut să ai o disciplină bună și vezi un antrenor cu burtică, cumva... Da, comercial. Da, e o chestie de percepție și atunci nici, nimeni nu o să meargă la un antrenor care are burtică. Pentru că îmi spune, păi, dacă tu nu poți să ai o disciplină, ok, acum nu vorbesc despre burtică, uh -huh. dar... Pătrățelele foarte striate alea pe care le vezi care -și ca, ca și în caietele de matematică, alea nu sunt sănătoase. Acolo apar dezechilibre hormonale. Uh -huh. Și la bărbați, dar mai ales la femei. Mai ales la femei. Deci o, o femeie e ok să aibă uh, să aibă mușchi, să aibă, cum să zic, fesieri ridicați. Uh, eu am, ai făcut o analogie. Uh, viața ta merge în cotroț, indică fesierii. Dacă fesierii sunt în jos, viața ta merge în jos. Dacă fesierii sunt în sus, nu neapărat pentru aspect, ci înseamnă că tu ai un tonus bun muscular. Înseamnă că ai un tonus bun muscular, că te simți bine în pielea ta, că poți să te miști ok, că nu ai probleme de sănătate. Am făcut așa cumva o analogie și la un moment dat mi-am luat hate pe chestia asta, dar nu contează. Ai bun hate -ul. Da. Ok, Pă, ca să ne păstrăm tinerețea, că ăsta e bă, subiectul principal pentru cei care ne urmăresc, avem bă, două subiecte care le-am stabilit acum pe parcursul. Ăsta am venit eu cu el de acasă, ăsta a fost motivul pentru care te-am invitat și din interes propriu să știi că e aici la copacul vieții dacă tot investesc în el și tot aduc materiale sperio de calitate. Am și eu ședințe private cu fiecare dintre voi și îmi pun întrebările, știi? Eu vin cu el, ce, ce mai am nevoie? Bă, stai așa, mai am nevoie de cineva să-mi explice cu tineretul asta mai mult. Eu un subiect de interes, știi? Și ai apărut tu, nu știu. Da, mi, mi se pare că uh, atunci îmbătrânești când crezi că nu mai poți să îmbunătățești nimic la tine. Și când nu mai vrei să îmbunătățești nimic. Când crezi că, ok, am ajuns, sunt acolo, sunt suficient. Uhum. atunci mi se pare că a apărut bătrânețea eu de exemplu la vârsta mea m am înscris să fac un masterat și o să învăț toată viața și învăț de la cursanți și învăț de la oameni care postează și învăț de la oameni cu care vorbesc și învăț de la oameni pe care îi ajut să-și rezolve anumite probleme tot timpul învăț de astea și să le arătăm cum e la cu 3 minute știi? Da. documentat în fiecare zi da, da, da uh, îți, îți schimbă viața da și când am postat uh, lucruri de genul ăsta, tot așa m-au sunat, dar cum se schimbe viața, dar nu e adevărat, dar tu nu știi. O, deci eu nu vorbesc doar prin prisma antrenamentelor, că faci trei minute toată viața și uh, lucrurile sunt ok. Deci la mine are o logică uh -huh. experimentul și cele trei minute au o logică pe care acum le explic, le-am explicat aici. Nu pot să îi le povestesc fiecăruia, că sunt sute de oameni care îmi scriu. Dar da. cine are încredere în mine și le încearcă, o să vadă că viața lui chiar, lor păi chiar uite, o să se schimbe. Revenind la tinerețe, la păstrarea uh, tinereții, chiar puteți să ne lăsați în comentarii ce hm, suplimente, ce sport, ce mișcări, ce faceți voi, o să ne ajute și chestia asta. Deci am stabilit exercițiile, am stabilit. Tre sportul, hidratarea. Sportul, hidratarea. Asta cu hidratarea, este adevărat că trebuie să bei peste 2 litri de apă? Eu spun că ar trebui să ne menținem nu vara când transpirăm foarte mult, între un litru jumate și 2 litri pentru că mai mâncăm o supă, mai mâncăm un fruct, mai bem un ceai, mai o ciorbă uh -huh. și lucrurile astea ne, ne hidratează și acum nici prea multă apă nu este ok să bem pentru că pierdem, pierdem minerale. Practic, trebuie să avem sângele fluid și mineralele trebuie să ajungă acolo unde au nevoie să ajungă. De asta spun o medică, e în funcție de înălțime, de greutate, de cât de mult faci sport, de cât transpiri. Dar așa ca și medie, ar trebui să nu scădem sub un litru jumate. Deci să nu scădem sub un litru dar jumate. Dar lipsa, lipsa hidratării, ce ne atacă în organism? Păi acum, după pandemia asta, nu neapărat de COVID, dar pandemia asta de sedentarism, că ăsta mi se pare că a fost mai greu, COVID-ul a trecut cum a trecut peste noi, dar faptul că ne-am rescris programele negativ vorbind, îns și oamenii nu mai fac sport, sau un singurat, nu mai socializează atât de mult, deja apare o problemă. Am prieteni care sunt medici și rude care sunt medici, sunt foarte mulți tineri, în trecut erau oameni mai în vârstă, cu atacuri cerebrale, preinfarturi, infarturi, boli cardiovasculare, tineri internați acum da. în spitale, pentru că, pe de o parte, suntem mai sedentari, suntem mai anxioși și mai stresați, că nu mai socializăm așa mult. Dacă nu mai socializăm, suntem mai anxioși și mai sedentari. Și aici hidratarea are o, un mare rol. Și aș vrea să faceți un experiment. Luați un iaurt, luați un iaurt, un pahar cu iaurt și un pahar cu lapte. Laptele este mai fluid, după cum vă dați seama, iaurtul este mai dens. Și încercați să beți cu paiul iaurt și lapte. Și o să vedeți cât de tare for vă forțați ca să trageți iaurt iaurtul cu paiul și cât de ușor reușiți să trageți laptele cu paiul. Diferența asta este între un corp, sângele dintr-un corp deshidratat, adică iaurtul, și dintre un corp hid hidratat, adică laptele. Uh, ăsta e efortul pe care îl face inima și sistemul nostru uh, cardiovascular ca să pună sângele în mișcare, uh, analogic vorbind, pe care, uh, efortul pe care îl facem noi trăgând tr 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 iaurt prin pai și versus efortul pe care îl face sistemul cardiovascular ca să pună sângele în mișcare, uh, laptele pe care îl bem noi cu paiul. Deci cam asta este diferența. Și atunci dacă noi suntem deshidratați, îți dai seama uh, toate venișoarele alea prin care trebuie să circule sângele, care, apropo, irigă și creierul. Nu? Și gândiți-vă cât de tare forțăm inima ca să pompeze sângele ăla vâscos, ok? Uh, prin toate venele și prin tot corpul nostru. Și de acolo... Pe lângă faptul că uh, COVID-ul și chiar vaccinurile ca efecte secundare pot să uh, aibă formarea trombilor. Ei, gândiți-vă ce înseamnă să fii și deshidratat. Riscul de a avea bolile pe care le-am enumerat este foarte mare. Ca să nu mai spun la bărbat, nu? Ca să fii potent și să poți să fii acolo, să funcționezi așa cum trebuie, la un moment dat organul trebuie să se umple cu sânge, nu? Dacă tu uh -huh. ești deshidratat, dacă tu în seara ai băut doar vin și sucuri carbogazoase și nu mai știu ce și nu, nu ești hidratat, bineînțeles că nu o să funcționezi așa cum trebuie. Că da. sângele nu ajunge cum trebuie acolo unde trebuie. Da, e cea mai bună explicație care am, am auzit-o pe, pe tema asta. Da. Cu, uh, foarte bună. Că multă lume îmi spune, te pe -păi mie nu mi sete, dar nici nu -ți trebuie să-ți fie sete. Când ți -e sete, deja tu ești deshidratat. Uh, încearcă uh, să te gândești că tu trebuie să bei un litru jumate de apă. Ce supe mai, bei, mai mănânci tu sau ce ceaiuri sau ce fructe mai mănânci, ăsta este un plus, dar sub un litru jumate pe zi să nu scaz. Uite, știi ce curiozitate mai am eu pentru tinerețe asta, tinerețe fără bătrânețe? Mai am curiozitatea cu suplimentele. Da, cred că la suplimente aș vrea să ajungem chiar la la final. Până atunci aș vrea să vorbim despre lucruri care nu costă nimic. Ok. Da, foarte bine asta. Deci lăsăm suplimente mai încolo. Pentru că acolo apropo că spuneai că trebuie să facem anumite lucruri și poți să faci lucruri care nu costă. Nu? Să te plimbi sau să faci flotări sau geno sau abdomene în uh -huh. casă sau afară aia nu te costă nimic, nu? Da. Apa, dacă nu îți permiți să o cumperi o consum de la robinet. Unde ar fi bine să i pui un filtru. Da, ar fi super bine, dar dacă nu e ok și aia. Da. Da. Apoi ar trebui să vorbim un pic despre somn, totuși somnul este foarte important. Aici, da, avem de dezbătut despre somn și îți explic imediat și uh, motivația mea pentru care am zis să fac detox-ul detox ăsta. Însă mai întâi, cartea episodului, eu recomand cât o carte în fiecare episod, uh, este Gabor Mate, când corpul spune nu, Las link în uh, descriere, e o carte care ne explică ce costul stresului ascuns. E foarte interesantă, are legătură cu sportul minții, ca să zic așa, mai repede decât cu fizicul, dar ne trimite și în zona de sport. Asta am găsit o dimineață și o aveam un raft acolo și am zis, asta o recomand astăzi. Lași un link pentru ea în, în descrierea podcastului. Hai cu sun. Eu dimineața când mă trezesc de o perioadă, am un tremurat așa, nu-mi dau seama deci. Dar nu așa rău. Știi, eu am așa, mă simt, zic, bă, ce se întâmplă? Probabil că uh, ești deshidratat. Primul lucru pe care trebuie să-l faci în dimineața, înainte de a face orice, înainte de a merge la baie, a... deci primul lucru pe Apă. care trebuie să-l faci în dimineață, un pahar cu apă care să nu fie rece. La temperatura camerei sau dacă se poate chiar un pic mai călduță. Deci un pahar cu apă. Pentru că noi în timpul somnului... Păi multă lume spune, păi eu nu mă duc la baie în timpul somnului. Păi eu nu transpir în timpul somnului iarna. Nu, dar uite, mai fă un experiment. ia o oglindă, inspiră și expiră. Și o să vezi acolo că se fac niște aburi. Cu fiecare inspirație și expirație, tu elimini apă din organism. Îmi plac exemplele tale, da? Și dacă deci, tu nu bei, ce să elimini? Păi, da, dar la un moment dat tu elimini apă și dacă dimineața când te trezești tu sari direct la cafea sau la mâncare, deci organismul nu are cum să funcționeze așa cum trebuie, pentru că el e deshidratat. tu trebuie să-l hidratezi, să înlocuiești, nu trebuie să faci altceva decât să înlocuiești apa pe care ai pierdut-o în timpul nopții. Da, practic, o dimineață, din punct de vedere nutrițional, începe cu paharul de apă, da, ceva pauză, după care baci cafea. Da. A, aici am mai auzit mai multe discuții, și cred că e o dezbatere de ne întindem pe ore. Unii zic că e bine să bei cafea după ce mănânci, alții zic că nu mănânci. Mai sunt și ăștia cei care sunt pe. nu știu cum se numesc, care mănâncă o dată pe zi. Omea de omad, da. Umad. Post, și eu țin post intermitent. De obicei nu mănânc dimineața. De obicei. Păi da, dar postul intermitent înseamnă că mănânci pe o plajă de timp. Da, da, da. Nu... Poți să mănânci dimineața și să nu mănânci seara, poți să mănânci seara să mănânci dimineața. Depinde. Postul intermitent nu e cel care ai, un, nu știu, șase ore. O fereastră ori. în care nu te alimentezi. O fereastră de 16 ore, parcă. 16 ore, 14 ore. De la 12 ore începe postul intermitent. Urma să... Îl acolo la... Îl băgăm imediat și da. pe post a, wow, l-am notat aici. Ok. Da. Hai să zicem ce, ca să ne păstrăm tinereța, ce putem face în mod gratuit. Am zis de exerciții, am zis de hidratare, ce mai urmează? Exerciții, hidratare, somn, ideal ar fi să dormim 7, 8, 9, 7, 8, 9 ore pe noapte, asta ar fi ideal, dar să nu scădem sub 6, adică să nu, să nu avem totuși nopți în care, sau zile în care dormim sub 6 ore, acolo deja e grav și se întâmplă lucruri, creierul nu se mai reface așa cum trebuie, organismul nu se mai reface așa, așa, cum, așa cum trebuie. Deci, 7, 8, 9 ore ar fi ideal, atenție, nici mai mult, prea mult somn este bun, dar dacă dormim sub 7 ore, nu e o mare problemă anumite zile, dar să nu scădem sub 6 ore. Dacă ai avut o noapte din asta albă, a doua zi încearcă să recuperezi. Deci, să nu perseverezi în 5, 6 ore, 5, 6 ore, 4. Încearcă să să recuperezi somnul ăla cât mai repede. Cât mai repede. Pentru că organismul are nevoie să se refacă. Nu doar creierul. Dacă nu dormim destul, corpul nici nu produce suficient testosteron. Deci corpul produce testosteron foarte mult în somn. În perioada somnului. Uh -huh. Și atunci, dacă nu dormi destul, bineînțeles că... Și acum nu vorbim doar de potență și de libido și de, de forță, ci vorbim și despre tinerețe. Că cu cât hormonal suntem mai jos, cu atâta suntem mai slăbiți, mai anxioși, mai... Nu? Și bărbații care au un uh, testosteron, nivel de testosteron scăzut, nu doar că se îngrașă, dar au mai mult așa poziția ghiocelului, cumva, în viață, de obicei. Și chestia asta se răsfrânge în toate domeniile din viața ta. Și profesional, și în relațiile cu cei din jur, și în familie, și sexual, da, și tot. Da, da, da. Eu aici la podcastul ăsta nu știu ce episoade ai văzut, dar eu dau multe de la mine, că de-aia l-am și făcut. Și dacă tu nu te simți bărbat, nu o să iei decizii de bărbat, nici profesional sau la job. Uh -huh. Știi, adică dacă vrei să schimbi viața și nu-ți mai convine jobul pe care îl ai, începe să faci sport o să-mi zică cineva, dar ce mă, eu am probleme la serviciu și tu mă pui să fac sport pentru că tu făcând sport o să începi să ai o mai mare încredere în tine o să începi să te simți mai puternic și tu n-ai cum să te simți puternic numai fizic dar tu mental să fii praf lucrurile astea corelează unele tu, cu celelalte știi care ești mecheria la tine? tu ai făcut psihologie, Cristian da. tu vezi lucrurile altfel eu aici în zona asta personal aș vrea de la tine o rugăminte explică-le mai mult amul oamenilor, bă frate, ce face sport? Uite, în cartea Creierul Fericit da pe care am citit-o cred că i-am dat-o și lui Fimiu, a citit-o și el la 13 ani jumate am fost arătat un pic cu degetul da, e ok um, explică și chimic ce se întâmplă cu creierul și cu corpul ăsta, nu mai zic de dacă mai treci prin alte cărți chiar și în asta se explică Uh, punele așa mai mult am Bă uite, mișcarea Eu n-aș folosi Știi, știi eu am, fac marketing de Vreo 18 ani așa online Bine, de vreo 15 Poți zice că la început uh, uh, Nu era marketing ăla ce făceam eu uh, Și n-aș mai folosi sport Știi că lumea eraticenă. e mișcare da, mișcare. A, ah, să vorbim da. de mișcare. Că cine ai spus tu aici semiflotării genoflexiune, abdomene, astea pot fi numite în mișcare, că nu l duci. Sportul, toată lumea se gândește la performanță. Da, da dar nu, nu vorbeam despre așa. sportul de întreținere și sportul de performanță. Da. E bine să o mai repetăm. La ne somn ne-ai explicat cu nu sau mai ai ceva de adăugat? Nu, mai avem multe de vorbit despre în ceea ce privește anti-aging-ul și atunci aș vrea să trecem peste chestia asta cu toate okay. că e importantă, dar am stabilit acolo. Am stabilit, că, da. da. Apoi e important să ieșim din când în când din zona de confort. În momentul în care corpul se lenevește, în momentul în care stăm tot timpul așa într-o chestie călduță, în momentul în care nu facem efort, că și efortul este o ieșire din zona de confort, în momentul în care noi stăm tot timpul așa într-un puf moale, călduț, creierul primește niște semnale. Primește niște semnale că noi suntem suficienți, că nu mai trebuie să vânăm, pentru că oamenii în preistorie, homo sapiens, nu făceau sport, ei făceau mișcare, cum spui tu. Dar ce mișcare făceau? Trebuiau să lupte cu animale sălbatice, pe unele să le vâneze, de unele să scape. Uh -huh. Trebuiau să se cațere, să ajungă la fagurile de miere sau la nu știu ce fructe ca să-și ia carbohidrat sau mâncare. Trebuiau să lupte cu vecinii sau cu alte triburi sau cu alți masculi ca să-și apere familia. Practic ei făceau un efort fizic tot timpul. Efort fizic la un nivel foarte înalt. S Sper, cred, că n-ați fost niciodată în ipostaza de a fugi de un urs, de exemplu. Nu. Dar închipuiți-vă că oamenii preistorici aveau momente din astea. Da. Sau când trebuiau să fugă după o căprioară sau după un iepure, sau, sau așa. Da, sau în copilărie când fugeam de câini. Acum exact. nu mai fugim nici de câini, că exact. și câinii sunt prietenoși exact. care mai sunt pe stradă. Exact. Da? exact. La nivelul ăla ar trebui din când în când să ieșim la, din zona de confort. de -ați spun că plimbatul este ok. Dar la un moment dat, după ce ne obișnuim cu efortul, trebuie să fim conștienți că trebuie să ajungem măcar o dată pe săptămână, dacă nu de două ori, să facem efort fizic intens, atât de intens ca și când viața noastră ar fi în pericol. Pentru că noi așa am fost făcuți. Am fost făcuți ca la un moment dat, ca și la o mașină, știți? Avem, dacă aveți o mașină și mergeți cu ea tot timpul subturată, ce se întâmplă la un moment dat? Se înfundă toate se chestiile. Înfundă și chit, se strică. Se. Um, um, cum îi zice, se încarcă ghereul la... Se, se strică, practic. Mm -hmm. La un moment dat, o să se oprească, nu mai merge. Mm -hmm. Că mergi tu cu ea tot timpul subturată. La fel și organismul nostru. Este ok să fim relaxați în timpul zilei, să ne plimbăm. Dar din când în când avem nevoie să turăm atâta de tare organismul, încât să simțim că ne pulsează. Când ați făcut efort ultima dată, simțiți că vă pulsează obrajii sau urechii. Nu mi-aduc aminte. Ok. E nevoie să facem asta o dată sau de două ori pe săptămână. Pentru că noi așa am fost făcuți. Un soi de sprint. Exact. Sprint da. sau nu știu. Eu ast, când fac genul cu desprindere, când ajung la între 50 și 100, simt că îmi pulsează tot aici și atunci... Dar într-adevăr, dacă sunt într-o situație stresantă sau sunt supărat dintr-un motiv, pur și simplu ți ia cu mâna chestia asta, un efort intens făcut într-o perioadă scurtă, îți, ia, îți scoate și din, și îți scoate stresul din din organism pe uh -huh. termen scurt. Dar noi așa am fost făcuți. Am fost făcuți ca din când în când să facem un efort foarte intens, fie că ridici greutăți, fie că alergi, fie că faci genul cu săritură, fie că faci sprint, dar ai nevoie de chestia asta. Ieșirea din zona de confort se poate face o facem cu ajutorul sportului și mai avem Expunerea la cald și expunerea la frig Asta îmi place Asta îmi place când te-am văzut cu capul în bolul ăla de gheață da. Am zis, băi da. frate, asta e așa Că asta e ușor de făcut Da, aia e ușor de făcut A, Da, e ușor, de, o explici tu și ce beneficii. Da. Aș vrea da. să puntezi ceva Frate, toată lumea are în frigider cât o chestie Două de alea de gheață, știi, exact. de cuburi de gheață hmm. Băi, ai e băgat, fum sau chiar, un, un bol, chiar dacă nu bagi gheață, îl ții de seara până dimineața. Sau îl ții tot timpul în frigider. Și îl iei din când în când și îți bagi capul în gheață. E foarte important, atenție, când vorbesc de expunerea la frig, vorbesc de expunerea controlată la frig. Da, da, da. Adică da. nu mergi și stai în frig o săptămână sau o zi întreagă, pentru că, na, normal că nu-ți face bine. Hai să vedem voi ce v-ați propus pentru nou an. Lăsați-ne în comentarii. Dați-ne un follow, activați clopoțelul ăsta de pe YouTube că mă ajută tare mult. Și revenind la expunerea la frig controlat. Pe mine mă interesează și sauna. Da. Să vorbim de ea, dar hai să terminăm cu Aseară cu frig. am făcut o saună. acum sauna nu are tot timpul. nu ai nu ai nu toată lumea are acasă saună. Niciunul n-am făcut acasă, dar fiind cazat venind din Arad în București, am fost cazat la un hotel care are saună. când am Posibilitatea fac saună. Și, apropo, avea și un bazin cu apă rece acolo, și intram în apă rece și ieșeam. Dar nu poți să faci chestia asta tot timpul, pentru că necesită un timp. Adică, poți să faci din când în când să intri în saună, mai ales dacă nu ai saună acasă. Vorbim întâi de frig, te rog? Da, a, de, apropo de frig. Da. Uh, expunerea controlată la frig stimulează foarte mult sistemul imunitar. Deci, foarte mult, practic. Ei, da, cum îl stimulează? Ce îi face? Păi, uh, corpul primește niște semnale că e în pericol. Așa. E foarte frig. Și? și el își dezvoltă o metodă de apărare. Uhum. Și atunci toți anticorpii sunt în, uh, în, în alertă. Și tu, dacă faci chestia asta regulat, când te întâlnești în metro, în tramvai, în aglomerații, în magazine, cu tot felul de uh, virusuri, uh, bineînțeles că. Uh, Corpul tău fiind în alertă se apără uh -huh. și nu o să cazi la pat din orice răceală sau din orice... Pentru că tu îți faci corpul să fie, uh -huh. să fie atent cumva tot timpul. Nu e ca și un elev care unul doarme cu capul pe masă și unul e atent la orice. Exact așa se întâmplă cu corpul nostru. Practic ce se întâmplă prin expunerea asta la frig atâta timp cât tu lași o celulă să doarmă, gândește că tu nu o mai expui. Da, doar mai acolo ce ce, bă, ia, te mi-a băgat ăsta și încălzire în pardoseală. Exact. Are și, mă, eu știu, o gecuță cu nu știu ce încălzire când pleacă. El știu că mai exact. sunt Da, da, da da, 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 Bă, nere, eu mă, liniște liniștesc. Și eu, practic, când stau degeaba și celula aia din noi, ce facem? Bătrânești Exact. Și la o moment dat te trezești. Mie știi cum mi-a venit, aici fac o paranteză, mi-a venit asta cu întinerirea. În Acum vreo 2 ani am stat și am umblat cu tata pe la neurolog, pe la tot felul de chestii de genul ăsta, că l-a lovit odată cervicarea. Toată viața sa a făcut mișcare, a fost muncitor cu gresii, cu faianță, cu zugrevelă. Însă l-a lovit într o dată și stătea cu mâna așa. Și în tine, este sportiv de performanță da. a fost, știi, până pe la vreo 20 de ani. Și zic, bă, frate, ce, și asta și am învățat cum... am început să-l aud când se aolește știi pe la ferma lui Iordachi nu știu ai văzut conturile nu cred că l-ai văzut la doar ăsta l-am văzut cu cu vieții am, eu am mai am ferma lui Iordachi când am avut eu burnout -ul. după asta am cumpărat niște terenuri la 30 de minute de București unde am solare am găine am porci am da, așa -a, a fost știu. copilăria mea așa, am așa am avut da. și o copilărie da și da. acum reproduc și l aud pe tata cu, au, wow, au, wow, bă, du mai du la doctor, dar la 60 și ceva de ani ai mai puține opțiuni cât, față de cât ai la 40, 38, da. știi? Și am zis, bă, asta e un frate, așa să, eu nu vreau să ajung ca asta, la mai am pe un vecin acolo, neafoane, la fel, sau urăște, este... Păi frate, stai așa, dacă muncești trebuie să mă întrețin un pic. Absolut. da. 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 Uh, Hai să vedem uh, mai departe. Și uh, apropo de expunerea la frig și la căldură, nu toată lumea poate să facă tot timpul saună, sau nu toată lumea poate să intre, de exemplu, în apă cu gheață până aici. No, asta, pentru e, că, asta nu. Pentru nu. că sau uh, chiar și dușul cu apă, rece. Ăla la merge. Da, da. Na, uh, să stai 3 minute că ar trebui între 3 și 6 minute cumva. Sau la măcar 2 minute. Hai două minute. Sunt unii specialiști care recomandă două minute, dar să stai două minute în duș cu apă rece, mai ales acum iarna. Dar rece aia, 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 aia rece de rege, tot. Rege, fara... E foarte greu. Și în plus de asta, trebuie să te dezbrași, trebuie să te ștergi, trebuie să te mă rog. E da. uh, și uh, eu am găsit o metodă care funcționează foarte bine și sunt niște specialiști care o recomandă. Uh, dacă ne introducem fața într-un bol cu apă cu gheață, se, se stimulează exact aceiași centri nervoși în creier care se stimulează atunci când intrăm cu totul în gheață. Da, da, da. Și asta e o chestie foarte simplă. Îți ții un bol cu apă în frigider, nu trebuie să intri cu totul în apă cu gheață. Îți ții cât reziști tu, câteva secunde, respiri, iar mai intri câteva secunde, iar respiri, până când se adună două minute sau trei minute, de cât ești de ambițioși. Sau mai mult, dacă vrei, îți pui două boluri. Unul cu apă cu gheață și unul cu apă cât mai fierbinte, suportabilă pentru tine. Ea. Și intri cu fața dintr-unul într altul. Asta e mai ușor, să știi. Din experiență e mai ușor. Din în e mai ușor. Uh -huh. Nu mai simți atâta de tare. Păi și da, cu ce mă ajută? Că mă expun și la cald. Păi tot din zona de confort ieși și... Activezi centrii nervoși. Exact, exact mm -hmm. și, și are mai multe beneficii, printre altele, și stimulează producția de colagen în piele. Mm -hmm. Și atunci are un efect din ăsta mușchii feței, pielea feței, uh, sunt mai tonifiați, nu? Uh, și uh, o să te ajute și să, nu doar să fii mai rezistent, dar și să arăți mai ok. Stimulează mm -hmm. producția de colagen. Pentru că automat este foarte uh, vascul. intră vine. Când, după, când faci chestia asta, pielea o să vezi că o să-ți fie foarte, foarte roșie. O să fie, nu chiar ca perna din spatele tău, dar oricum, uh -huh. foarte, foarte roșie. Ceea ce înseamnă că acolo corpul pompează foarte, foarte mult sânge. El simte pericol acolo. El trebuie să cumva să-și regleze temperatura. De aia trimite foarte mult sânge, pentru că. Nu? Temperatura noastră este în jur de 3 de grade uhum. și atunci tu acolo ținând în apă rece, corpul trimite foarte, foarte mult sânge ca să regleze temperatura din piele. aș practic, da, mă, frate. Păi e mai bine să faci treaba asta la tot corpul. Apropo de piele, e mai bine, e bine să faci la tot corpul, dar în ceea ce privește imunitatea sunt stimulați aceeași, e același lucru. Da, pentru, da, ai făcut bun experimentul ăsta. Ok, hai să trecem la saună. Ok, și sauna e expunerea la căldură, e aceeași chestie. Mă, frate, stai așa, iartă-mă că-ți vorbesc așa, dar eu sunt mai popular așa, de-aia mă apreciază lumea, doamne, tău, sper. <laughs> da. <laughs> mă, frate, stai așa, mă duc, la, mă duc, la, sală unde am și sauna. Eu nu, eu am o frică, mă, încă mi se activează o anxietate. Stau la saună de la 5 minute în sus, cam așa stau. 5 minute. Îmi place la saună. Mie de fel nu-mi place căldura, nu-mi mm -hmm. nu place frigul. Eu la căldură și la 45 de grade când e vara la noi, eu n-am nicio treabă. Dar cum a venit frigul iarna? Acum nu, frate, nu. M-a terminat. Mie mi-este mereu frigă. Apropo, cred că ai și o postare, mm -hmm. nu? Da, da. A, așa. E cam un punctul ăla. Ai venit numai bine în viața mea. deci am mi se trezește o anxietate că mi se oprește inima dacă mă bag la rece, direct din saună, la dușul rece. Da, și tocmai de asta trebuie să o faci. Și, și nici mie nu-mi place frigul. Și tocmai de asta dimineața când sunt acasă, de obicei ies și fac o tură, ai văzut că m-am și da. filmat, la bustul gol. Tocmai ca să-mi înving uh, chestia asta. Anxietatea? Da, da, nu îmi nu place da, frigul. Ai, ai șanse. Toți avem, toți avem cumva uh, chestia asta că uh, căutăm E instinctiv să căutăm un loc unde ne este cald și bine, unde să ne odihnim. Problema oamenilor preistorici era că nu prea găseau momentele alea și locurile alea, decât foarte greu. Și problema noastră că le găsim și... E vreo, foarte ușor. Ne naștem foarte... în ele, murim în ele. Asta, exact. Da. exact. Știi ce am făcut pe baza la informația asta? Dar încă nu mi-ai răspuns la întrebare. Revin la ea după ce dau o explicație. Acum vreo două-trei săptămâni la fermă acolo, noi urma să sacrificăm porcul și um, încă nu aveam o terasă, o aplecătoare cum se spune tradițional unde să stăm să lucrăm la el și cu o zi înainte să în porcul eu am stat și am prins tabla pe acoperiș și m-a bătut vântul și ploaia cum zice cântecul mă frate, deci m-a luat și ăștia se uita la mine a, fugea fiul meu pe acolo prin casă tata, ai mai poți, du-te înăuntru la sobă, zic nu frate zic nu, stau aici, mă odasem la mâini aveam o geacă cum trebuie și pantaloni o geacă, nu trecea vântul prin ea nimic dar la față și la mâini uh, uh, e și un câmp în spatele uh, proprietăților hmm. de acolo, da, câmp tu, Păi, fapt, și cât de bine m-am simțit în următoarele zile că m-am expus la, la, la chestia asta? Da, pentru că corpul a intrat în stare de alertă, cumva ți-a stimulat toți senzorii, cumva ți-a dat un wake-up, așa. Da, și-a alunecat și toate chestiile. Da, astea da, 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 da. Practic, tu ai simulat viața în sălbăticie: tu pe stânci, uh -huh. frig. Și așa, și automat corpul începe să producă hormon. Și asta ne ajută să fim mai tineri. Mai tineri și mai bărbați. Da. A înfruntat da. pericolul și vicisitudinile vremii, ca să zic așa. Uh -huh. Și creierul nostru și corpul nostru se adaptează. Dacă tu stai tot timpul într-un canapea, pe o canapea, și. Mă dai al dracului, de greu să-ți faci chestii. E, astea. e al dracului, dar și tocmai de aia e bine să faci chestii din astea. Încercăm să facem din astea. Ce ai făcut tu a fost greu, dar încercăm să facem chestii din astea scurte și ușoare. Ok, ies din zona de confort, dar cât îmi durează acum să-mi bag fața în apă caldă, uh -huh. apă, în apă rece? Nu durează mult. Nu, nu, da, e ușor. Vin de la job și nici măcar nu trebuie să mă schimb. Adică nu e o chestie. Am un prosop lângă mine și mă șterg și gata, am terminat, am făcut procedura. Ai primit feedback-uri după postările astea că au câteva zeci de mii. Multe dintre ele cred că depășesc și suta de mii. Nu știu. Da, fost da foarte... avem și postări care au trecut de un milion, un milion jumate de vizualizări. Am primit feedback-uri foarte bune. Au încercat da. oamenii, da, da, da. Au, făcut... au încercat și am primit feedback-uri foarte bune. Și din astea, și în ceea ce vrește sportul, și uh, slăbirea, da, foarte, foarte multe tare. da. Să revenim la întrebarea mea. Am șanse să fac infarct când ies de la saună și mă bag în duș rece? În primul rând, trebuie să fii hidratat. Adică, șanse să faci infarct ai plimbându-te pe stradă dacă nu ești hidratat. Da, dar știi că e dar nu, legenda veche da, din da, bătrân. da, nu, Dar nu ai șanse. Nu recomand sau apă rece, sau apă rece unui om care până acum a fost într-o zonă de confort total, nu, face sport, nu a făcut sport, nu s-a hidratat, nu s-a antrenat. Adică nu, nu s-ar dileg la chestiile alea. Hai să începem prima dată cu hidratarea, cu mișcarea, cu somnul și după ce le implementezi pe astea, și sistemul tău cardiovascular este ok, tu ești puternic. După ce facem, trecem de etapele astea, apoi poți să încep cu expunerea la frig și la cald. Deci, vis-a-vis -vis de chestia asta. Nu, 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 nu direct. începem cu aia. Nu începem, nu începem cu chestia cu. aia. Da. Și oricum nu, cei care sunt mai performanți să ies direct din saună și intră în un da, în, da. În rece nu treptat. nu. Da, nu. A, nu direct. Cei care Mamă, sunt abia așa. Vreau da, și... da, dar Deși mi-e frică, am Da, da, da am... spuneam, nu, nu e niciun... dar spuneam Prima dată, sport, somn, hidratare, o perioadă. Și după ce organismul devine mai puternic, atunci expunerea asta, frig, cald, e, e, foarte benefică. Dar nu încep cu asta înainte de celelalte. Adică inima trebuie să fie puternică, corpul trebuie să fie puternic. vis a -vis de asta, am, cât am stat nefumat săptămânile trecute, tot vorbim de sănătate și de tinerețe până la bătrânețe, după 5 zile de nefumat mi-a dat el ăsta Ceasul uh, notificare că mi-a scăzut pulsul cu. cât mă mai știu, cu vreo 10 sau 15 bătăi pe minut. Păi da, pentru că inima ta sângele și devine mai fluid. E mult mai oxigenat și inima ta nu mai trebuie să. Da. Da. Și cu cât faci sport mai mult, cu atât în repaus, sportivii de performanță au pulsul un repaus mult mai mic decât persoanele. Pe la cât ajung ei? Pe la 60? Pe la cât ajung? Dacă-ți la... spun eu cât e pulsul meu în repaus... Cât? E serios? Deci am și 40 și ceva. Nu cred! Da. Mamă! Eu mai deja devin anxios când nu mă gândesc. N-am nicio problemă. N-ai nicio treabă. că la nu. tine e. Da, da. Deci, cu cât ne antrenăm corpul cu a... sport... mai mult, cu atât el se duce și mai sus și mai jos. Dar cu atât în repaus e mai jos. Cu atât în deci, repaus sportivii e mai jos. care fac sport de performanță și sport foarte mult, în repaus pulsul e foarte scăzut. Ok, eu mai am ceva. Tu fiind și psiholog, și asta îmi place, o să vorbim un pic de anxietățile eliminate prin sport. Da. Cred că ne lungim. Da. Și ajungem la un subiect foarte fain pe care n-ar trebui să-l evităm apropo de tinerețe fără bătrânețe, de testosteron, viață sexuală. Da. Oamenii care, fac, care au grijă, nu care sunt sportivi, care fac mișcare. Da. Au hormonal, sunt mai ok. Atât femeile cât și bărbații. Dar acum trebuie să spun, o femeie, dacă hormonal nu este ok, poate să facă sex. Da un bărbat nu. Un bărbat nu are cu. Adică. Că la noi, pe la 40, mai vine și prostata, trebuie să începem cu ea să o îngrijim. Da. Dar uh, un bărbat care are nivel scăzut de testosteron, uh, soția, dacă hormonal nu este ok, dar dacă vrea să-și satisfacă bărbatul, poate. Bărbatul. Dacă nu e ok din punct de vedere al testosteronului, dacă nu-i funcționează pensula, n-are cu ce să picteze. Și atunci, da. și atunci, și la femeie e necesar, dar cu atât mai mult la bărbat. Și atenție, e mitul ăsta că dacă vrem să avem testosteron scăzut, nu trebuie să facem sex. Asta ăsta e un mit pe care aș vrea să-l demontez aici. Te rog! Orice, uh, orice organ pe care noi îl avem fie că sunt testicole, fie că sunt... Nu contează. Orice organ pe care noi nu-l avem și nu-l folosim se atrofiază. Fie că e mușchi, fie că-i... Nu contează. Orice organ pe care nu-l folosim, el se atrofiază încetul cu încetul. Că există mitul ăsta că sportivii nu fac sex în cantonamente ca să Chiar, aibă da. așa, testosteron mai mare... Și e un mit. Într-adevăr, nu o să faci sex înaintea meciului de fotbal sau înaintea meciului de box. Uh -huh. Pentru că imediat după ce faci sex, bineînțeles că scade nivelul de testosteron, că tu ai ejaculat. Uh -huh. În schimb, dacă nu faci sex cu 3 săptămâni înainte de meci sau cu 4 săptămâni înainte de meci, îți spun sigur că nivelul tău de testosteron e mai mic decât dacă ai face sex în perioada asta. Pentru că dacă tu nu faci sex, corpul. E ok, liniștit, da. se liniștește se liniștește și nu mai produce atât de mult testosteron că nu are de ce. În schimb, dacă tu faci sex corpul și creierul trimite semnalul că el trebuie să producă în continuare testosteron pentru că tu ești într-o perioadă în care te reproduci, că de fapt noi acum facem sex din plăcere, dar rolul mm. sexului primordial Gestea este reproducerea. reproducerea. Da. Și corpul primește semnal că po, e ok, oricum nu folosim suntem într-o perioadă de pauză nu suntem în căutare, nu facem sex, nu ne reproducem și nu mai are de ce să producă atât de mult testosteron. Deci, sexul făcut cu regularitate, atenție, nu exagerat, dar sexul făcut cu regularitate, face ca corpul să producă mai mult testosteron. Mm -hmm. Deci, abținerea de la sex pe perioade îndelungate, timp îndelungat, nu e benefică în ceea ce privește producția de testosteron. Pentru că și călugării, la un moment dat, da un exemplu. La un moment dat, ei nu mai simt nevoia, efectiv, nu mai simt nevoia. Deci, cu cât stai mai mult, cu atât simți nevoia mai puțin. La un mm -hmm. moment dat, când treci mm -hmm. de o anumită barieră. Auzi, dar uite, acum fiind și la podcastul ăsta care are legătură și cu zona spirituală, sunt oameni, am tot auzit și am început să mai prind, care, domne, eu țin post la chestia asta, adică fac abstinență 30 de zile, fac 30 de zile. Eu mi-am propus acum 21 de zile. Sunt cei care nu ejaculează deloc, știi? Da. Sunt tot felul de, de chestii de astea care fiecare spune că e un anumit beneficiu. Uite, să te am de am nu tot pe TikTok am văzut um, un tip dar asta na, sexul este sex, ceea ce urmează să zic eu e pe ejaculare, dar informația ca să o dăm și aici. Ejacularea, de fapt, din punct de vedere energetic, se spune că tu descarci multă energie. Femeile au nevoie de sex ca să se încarce cu energie, bărbații au nevoie de sex ca să se descarce. Dar nici descarcatul ăsta prea des, nuci, că nu-i bun. Da, 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 pe asta spuneam. Că nu mm -hmm. e ok acum nici să exagerăm că corpul la un moment dat nu o să mai reziste și. Orice folosești extraordinar de mult se uzează foarte tare. Tocmai de asta am spus că după o anumită vârstă și sportul, nu-l mai facem ca și la 20 de ani, îl facem mai inteligent, încercăm să obținem beneficii maxime cu efort cât mai puțin. Apropo de ejaculare, nu ejacularea neapărat duce la formarea de testosteron, ci nu, 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 da, da. mergi până acolo, în momentul ăla, dar în momentul ăla deja. Lichidul uh, nu ajunge apoi în testicule, el ajunge în organism, dar deja testiculele au produs uh -huh. uh, testosteronul respectiv. Okay? Deci uh, nu este tot una ca și când te abții, abstinență totală sau faci sex fără ejaculare. Da, Sunt da, două bun. chestii total diferite, plus că uh, atunci când faci sex fără ejaculare, de exemplu, corpul creierul primește un semnal că tu uh -huh. faci ceva acolo da, de, deci, da, primește dar acum, din punct de vedere al uh, expunerii la uh, areltă, la perichiul. eu practic acum cu detoxul ăsta 4 4 ce fac? nu-i mai dau sex, deși avea mult avea și masturbare da, nu-i mai dau uh, tutun iarăși îl, pune, okay, îl da. punem uh, nu, că după 5 zile mi se calmează pulsul, dar tot îi dă ceva, psihologic îmi dă ceva Mamă, deci e super tare experimentul ăsta la ora la care să difuzăm podcastul e deja făcut. După aia mai avem um, uh, lipsa de alcool care și asta mă ajută, îi băgăm sport și facem și treaba asta cu frig rece. Da, e foarte ok și să ai grijă cu somnul, bineînțeles. Păi nu seama. să ai grijă. Să dorm. Uh, da, da. Abținerea din când în când, de exemplu, cum o faci tu, că acum vorbim, e postul Crăciunului. Da. Poți să aibă și un beneficiu din ăsta, din punct de vedere Re spir spiritual, spiritual. Spiritual, religios, spiritual. Da, da. Spiritual. Și, într-adevăr, să nu confundăm făcutul dragostei cu masturbare și pornografie. Sunt chestii, da, sunt chestii sunt, diferite. Sunt, sunt chestii diferite. Când faci sex, dragoste cu partenera ta, cu partenera ta stabilă. Nu în stânga, nu în dreapta. Da, da, da. Acolo deja o e un alt fel de... Acolo sunt beneficiile maxime. Dacă să mă întreb pe mine, eu sunt familist convins și acolo mi se pare că am cele mai multe beneficii. E o chestie sănătoasă din toate punctele de vedere. Și dacă o faci nici prea mult, nici prea puțin. Cumva, Na. Da. Acolo beneficiile pentru sănătate sunt, sunt maxime. Dar... Pe mine... Din punctul tău de vedere, având de vedere că ești și uh, psiholog, repet, și uh, nutriționist, sexul acesta excesiv, cu ejaculare de sexul da. complet, ce îi face organismului? Păi, uzează organismul foarte tare, nu? Organele sexuale, testiculele sunt supra-solicitate dacă facem non-stop, 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 non-stop. Deci, e clar că nu e. Nu a, ele nu a, I, ca și în orice, și ca, și ca și în sport, că și sportul făcut prea mult te uzează. Tocmai de asta sportivii de performanță, când termină, sunt au probleme. Genunchi, coloană, uh -huh. încheieturi. Uh. nu? Tot da. ce ai făcut prea mult uzează. Și sportul făcut prea mult uzează, și sexul prea, făcut prea mult uzează. De ce? Pentru că corpul nu mai are timp să se refacă. Și mâncatul prea mult uzează. Ca așa vorbind ajunge la postul intermitent. Revenind după o mică pauză în care îmi vine să fumez, să iau un covor de aici de la Mirengo, gazda noastră, Mirengo este un concept de confort, puteți să intrați la ipsai sau să veniți în showroom din Titulescu. Și am fost foarte impresionat când am intrat în magazinul ăsta, chiar am spus că soția mea, acum când filmăm, e la o convenție de yoga aici în București, hmm. Dar Dacă... ar fi plăcut foarte mult să vin în magazinul ăsta unde se filmează podcastul, că sunt niște mm -hmm. chestii foarte interesante Da, de la început ne găzduiește Mirela aici Să ne întoarcem, Cristian la, am zis mai devreme că revenim la suplimente Ai spus colagenul este esențial de la ce vârstă ăsta cam de la De la 30 de ani putem să începem să luăm colagen o lună da, una pauză două luni da două pauză ar fi bine să luăm în timpul verii pentru că da, soarele produce vitamina D, corpul produce vitamina D cu ajutorul soarelui, doar că ă, razele inhibă producția de colagen cumva și atunci ar fi bine mai ales vara să suplimentăm. Deci dacă facem o lună da una da sau două da pauză, două pauze, pauza să nu fie în zile în lunile de vară. Iar după 40 de ani ar trebui aproape tot timpul să suplimentăm. Adică să avem mai multe zile cu colagen decât fără uh -huh. colagen. Dacă nu vrem să consumăm colagen, putem să mâncăm... Pifti. Da. Supă de oase, cum ar veni. Uh -huh. La noi în vezi se spun răcituri uh -huh. și la mine în curtici, în orășelul unde m-am născut, se spuneau cocioane. Cocioane? Da. Ia cocioane. Da. Asta da, e denotat. Da. Ok, spune-mi ce alte suplimente mai putem lua. Uite, hai să o luăm pe vârsta asta, pe de la 30 în sus, 35. Da. Uh, acum că, că vorbim despre suplimente, trebuie să spunem că în mod normal am putea să ne luăm majoritatea uh, macro- și micronutrienților din, uh, din alimentație. Doar că uh, cred că acum toată lumea e conștientă că hrana nu mai are aceeași calitate ca acum 20, 30, 40 de ani. De asta am făcut eu ferma lui Erodachie, aruncați un ochi și pe canalele de la fermă. Eu am crescut la țară și ai mei cultivau roșii, cultivau conopidă, varză, aveam găini, porci, iepuri, de toate. Chiar și nutri aveam la un moment dat. Și Roșiile din copilăria mea și din adolescența mea aveau alt gust față de roșiile de acum. Și nu neapărat datorită pesticidelor, datorită tratării solului, ci și datorită soiurilor care se foloseau. Pentru că în copilărie știu că familia mea se ocupa cu lucrul ăsta. Erau niște soiuri de roșii extraordinar de gustoase. Dacă sunt gustoase, normal că ele conțin și anumite vitamine și minerale, că de aia dă gustul dar odată ce le duceai la piață trebuia să le vinzi în două sau trei zile pentru că ele se înmoiau Păi, vis, vis de roșii, eu anul ăsta la ferma lui Ordache pe canalele astea am colindat în țara în lung și la la târguri de semințe și o să am cea mai mare varietate de soiuri românești. Și anul trecut am avut soiuri nu românești nu o să pun doar românești mm -hmm. pentru că sunt foarte multe soiuri, uite, și bulgărești foarte bune și da. nu numai. Dar doar soi, nu pun hibrid. Da. Și atunci am explicat și la mine pe canal, acolo, pe ferma lui Iordache, bă, frate, de ce nu plantează, nu mai plantează țăranul român soiul? Am avut un soi bulgăresc care a fost wow la modul producea 4-5 kg pe fiu de roșie față de 12-14-18 hibrizii productivi și atunci normal că oamenii nu merg pe gust plus rezistența la uh, apă, la căldură, la nu da. știu ce. soiul nu are ce să fac și anul ăsta o să am uh, inclusiv afară mi-am propus uh, în afară de suprafața protejată că am uh, voi avea la anul în jur de 450 de metri de suprafață protejată. Acum am vreo 300 un pic, dar mai instalăm încă Solarii, un solar. cum se spune. Încă un solar, da. da. Și afară o să le las culcate la pământ roșile și nu o să le copilesc. O să fac un experiment cu mai multe soiuri. Da. Direct afară, pentru că ele prin frunzele alea se vor proteja, bănuiesc eu, iar roșia ia ca plantă Copilirea asta, știi ce înseamnă? Da, nu? sigur. că da? Da. Copilirea sigur, asta sigur. a fost făcută, inventată de oameni, ca să devină mult mai. Uh, productivă. Mult mai rap, să ajungă mult mai repede la coacere, nu neapărat mm. productivă. Pro Gândește-te că dacă pe ea o lași, o pui și o lași în lumea ei, de la copile aia, o să facă productivitatea, ai șanse să facă mai mare. Da, își, face, își aruncă în, în Doar frunze că... toată puterea, crește și nu crește fructul efectiv. Exact, da. dar ca și kilograme aici am să, să faci în, mai timp. Mult, în timp și nu ai coacere așa da. de rapidă. Știi? Doar că pe, pe cei care au roșii interesează să vină cu cât mai repede pe piață pentru că atunci sunt și cele atunci mai scumpe. Și atunci intră, și atunci bagă. Vis-a-vis da. -vis de roșii, da. eu, -am, eu anul trecut... Am vândut roșiile cu 30 de lei de la fermă de la mine, netratate, nici nimic. Eu din 15 august am renunțat când a venit tuta. E o fluture care lasă niște larve și se face un vierme acolo și îți distruge. Am renunțat la producție, adică am zis bă, pa, asta este. Dar am avut niște roșii, am făcut degustări de roșii la fermă. Să te uiți pe la fermă Da. Eu la ora actuală și în piață dacă merg să cumpăr roșii, cred că din, din 10 uh, producători, poate nimeresc două roșii care să aibă gustul ăla de... Poate, de, 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 poate. în piață vorbind, în magazin. Dar um, în primul rând să știi că nu e neapărat ce da. tratamentele pe care le folosesc. Da, 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 soiul, hibrid, da. da. A, a băgat hibrid pentru că e având multe, la ei riscul da. mult mai mare și... Uh, durează, cum îi zice. Uh, durează mai și... mult roșia, rezistă mai mult. Uh, exact, dacă o scoți fost, pe piață, roșia aia hibridă, după o săptămână sau după două, chiar dacă e nevândută, arată ca un bibelou, adică e impecabilă. Da, da. da, o roșie din aia autentică cum ar veni, nehibridizată cumva, aia dacă în două zile nu o vinzi, ea se înmoaie. pa da. Da, e într-adevăr, are un gust. Și apropo de calitatea hranei, trebuie să fim conștienți că hrana nu mai are aceeași calitate și atunci dacă vrem să ne păstrăm tinerețea, vitalitatea și să evităm să ajungem la medic. Cu cât ajungem mai rar la medic, cu atât e mai bine. Uh -huh. Nu pentru că nu mergem la medic, ci pentru că nu avem nevoie să mergem la medic, adică să ne înțelegem. Când avem o problemă, mergem. Dar ideea e să nu ajungem să avem probleme. Și atunci ar fi ok să suplimentăm. Și colagenul e o, dacă vrem să ne păstrăm tinerețea, uh -huh. e o substanță pe care ar fi bine să o luăm și apoi un supliment de minerale care să conțină magneziu, zinc. Uh -huh. uh, cine... Uh, apoi, bineînțeles că cei care mănâncă preponderent vegetarian trebuie să aibă grijă și la B12, la B-uri. Uh -huh. uh, Așa, am vorbit despre minerale, despre colagen. Dacă nu mănânci suficiente fructe și legume, bineînțeles, ar fi bine să suplimentezi cu vitamina C. Uh -huh. Vitamina C ajută și la producția de, tes de, nu, de testosteron de colagen. Uh -huh. De-aia foarte multe produse cu colagen care sunt pe piață conțin și vitamina C. Dacă nu, dacă sunt doar peptide de colagen, atunci ar fi ok să suplimentăm. Dacă nu mănânci dacă ai considerat că în ziua respectivă n-ai mâncat suficiente fructe, legume care conțin vitamina C, atunci ar fi bine să suplimentezi. Nu e bine să avem carență de vitamina C. Apoi majoritatea populației, conform studiilor, avem carență de vitamina D3. Eu, de exemplu, consum vitamina D3 plus K și fac pauză doar vara, uh -huh. când stau foarte mult la soare. Vitamina D3 plus K. Deci, astea sunt uh, uh, vitaminele și mineralele pe care eu le suplimentez tot timpul. În zilele în care nu mănânc ouă sau în zilele în care nu mănânc pește, consum și omega 3. Da. Așa mai popular. Diferența între carnea de pește, că uh, știu vegetarian, dar cu excepția că mănâncă carne de pește. Știi, consumă da, car da, carne da. de pește. De ce pește? Adică. Bine, asta spiritual ar trebui să întreb, de fapt. Uite, da. Știu pe cine să întreb. Care da. vegetarian nu da. mănâncă niciun fel de. de astea tradiționale de ale noastre, cum ar fi găină, pește, porc, dar mănâncă găin, găină, nu mănâncă, porc, da. vită, dar mănâncă peștea. Aici nu înțeleg că spiritual tot mănânci o viață. Da, vezi că și în postul religios, ortodox, că uh, cei la catolici uh, au voie să mănâncă lactate și ouă tot timpul, dar ortodoxi, chiar și în posturile astea uh, lungi, au zile cu dezlegare la pește. Uh, da, nu-mi da, dau da, seama da. spiritual de ce peștele. Unii ar spune că peștele nu simte durerea. Nu știu dacă e adevărat sau nu. Sunt specialiști care spun că simt, alții că nu simt, nu-mi mm. dau seama. Dar uh, aș fi curios și eu să vorbesc cu cineva și să aflu de ce, din punct de vedere spiritual, totuși pește e voie. Da, da, da. da chiar Dar cert simt. e că peștele e ok pentru că conține omega 3 și aia ne ajută pe noi. Uh, astea sunt suplimentele pe care ar trebui să le luăm în cazul în care considerăm că avem carențe și e clar că avem carențe dacă nu consumăm alimentele despre care am vorbit. Și acum putem să vorbim despre alte plante. Dacă tu dormi suficient de mult, dacă faci sport suficient de mult, dacă faci toate lucrurile despre care am vorbit până acum și totuși nivelul tău de testosteron hormonal nu ești ok, mai sunt anumite plante pe care poți să le consumi și care să te ajute și care chiar ajută foarte mult și aș putea să dau câteva exemple. De exemplu, ashwagandha e o a unei plante care ajută foarte mult pe termen lung, pentru ținerea stresului și a anxietății sub control. Și uh, mulți iau ashwagandha pentru uh, a-și ridica nivelul de testosteron, dar planta în sine nu ajută la, ajută la producerea testosteronului, ci prin simplu fapt că uh, reduce stresul, automat corpul tinde să producă mai mult testosteron, dar nu planta în sine face chestia asta. Ashwagandha e o plantă foarte ok. Am tot auzit de ea, da e, o... da. e o plantă ok, care e bine de consumat, nu are efecte secundare, pur și simplu e o plantă, nu e un compus chimic acolo. Uh -huh. E o plantă care are tot felul de proprietăți. Okay. Uh, la fel, pentru ridicarea nivelului de, de testosteron pe lângă vitamina D3, zinc, magneziu B6, ce am spus acolo, uh -huh. uh, uh, mai sunt trei plante care nu trebuie luate toate în același timp, ci eventual îți iei o cutie, termin cutia aia, luna viitoare îți iei altă cutie de altă plantă, și tot așa. Uh, Aș vaganda, poate să fie la fel, nu e ok pe termen lung să o iei fără întrerupere. Poți să iei o lună sau două și apoi faci pauză. Uh -huh. uh, la fel și cu plantele, plantele astea, pentru că ce se întâmplă? Ele stimulează corpul într-un fel. Dar tu dacă iei tot timpul pe termenul îndelungat, corpul produce rezistență la mm. substanța respectivă, la planta respectivă și de-aia e bine să le alternezi. O plantă iar care are uh, beneficii e Tribulus, tot așa, o rădăcină. Asta n-am auzit. Nu? Tribulus. Tribulus e o plantă care stimulează producția de testosteron. Mm -hmm. E o... Tot așa, la fel. e Tribulus, când ți se termină cutia, treci la altceva. O să revii după câteva luni de zile. Uh -huh. O altă plantă care ajută la producția, producția de testosteron e tongat ali. Tom. Tong, -k -kapa at ali. Tot așa, e o, e o plantă. Uh -huh. E o plantă care stimulează producția de testosteron, de asemenea, e recomandată ca e recom sunt studii pe planta respectivă și îți ridică producția de testosteron chiar și la persoanele care nu fac sport nu mai știu țin minte, 10, 20%, ceea ce e ok. Da, adică da, Îți da, un da. boost. E un boost, da. Apoi o altă plantă care la fel ajută la producția de testosteron, care trebuie alternate, după cum spuneam, e Fadogia agrestis. Fadogia agrestis. Agrestis, da. Deci astea sunt foarte ok pentru bărbați. A... Tribulus, Uh, tongat ali, fadogia, astea se, astea sunt pentru bărbați. Uh, restul substanțelor. Da, astea sunt faci ceaiuri cu ele, chestii de genul no, Nu, sunt, sunt uh, există, și, se... există și pudră și există uh, pastile, uh, și o pastile, cum le spune? tablete sau, e, sau Exact, ceva da, da, da. de gen, da. Uh -huh. Așa. Deci astea trei sunt pentru bărbați. Uh, Ashwagandha da, 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 și celelalte da, da. vitamine sunt foarte ok și pentru femei uh -huh. și mai este o plantă care la fel este bună atât pentru bărbați, și pentru femei, care o cheamă maca, okay. care ajută foarte mult și la fertilitate și la starea de bine. Deci astea sunt niște plante care ar trebui, pe care ar trebui noi să le alternăm din când în când. Bărbații, am spus, care se, care li se potrivesc foarte mult, uh -huh. pentru că uh, Nivelul de testosteron e foarte important, apropo de tinerețea tinerția, și da. vitalității. Și am ajuns la suplimente și am spus că vorbim prima dată despre chestiile gratuite, și am sărit o chestie foarte importantă, Te rog, care poate e cea mai importantă. Poate că iar e mai importantă decât sportul. Dacă stau să mă gândesc așa. Și anume postul intermitent. Asta hai să-l vedem. Deci pe ăsta la cât a fost mediatizat. Post intermitent țin de 6 ani fără pauză, dar peste um, 90% din zile îl țin de 16 ore. De la 16 ore în sus. Bun, 10% hai să... Asta e mai puțin. Deci, postul intermitent ce zice? 16 ore fără să mănânci. N nu. Postul intermitent însea, în, începe de atunci de la 12 ore fără mâncare. De acolo începe postul 12 ore fără mâncare. Ok. Adică ceea ce înseamnă că dacă tu ai mâncat la 7 seara, nu, trebuie să faci pauză alimentară în care poți să bei doar apă, eventual cafea sau ceai verde, dar mă rog, nu bei noaptea cafea sau ceai verde, până a doua zi la ora 7. Asta este postul intermitent de 12 ore. 12 ore cu tot cu somn, tu practic lași corpul să se refacă. De acolo încep beneficiile. Da, asta postul ăsta e 12 ore fără mâncare și aici vorbesc în nume propriu, așa cum am zis am mare avantaj și de, adunare informa de adunarea informațiilor pentru mine uh, cu podcastul ăsta, dacă vrei să ai și tu avantaj de acolo, subscribe și toate cele, comentarii, întrebări, afirmații, uh, oricum 12 ore stau fără să mănânc. Da, dar n-am da, da, nici, deci nici Nu, nu. Nu ai alcool. nevoie absolut nimic ce conține calorii. Deci, doar apă? Deci 12 ore apă, eventual cafea sau ceaiul verde, dar după unii specialiști, doar apă. Dar foarte mulți spun că cafea și ceaiul verde e ok, pentru că a, astea băuturile astea au calorii minime, o calorie, două, ceva. Postul ăsta intermitent, fusul orar al lui, Poți să-l stabilesc de la ce oră vrei adică Absolut, eu... nu trebuie în fiecare zi să fie de la. De la de la aceeași oră între aceleași ore. Sau într-o zi poți să ții 12 ore, într-o zi ții 18, într-o zi ții 14, într-o zi ții 15 jumate, într-o zi ții 13 jumate. Dar cu cât mai mare este fereastra, cu atât mai multe beneficii Nu, ai. uite, cu seara mă întreb. Poți să-l încep de la 10 seara? Adică Absolut. eu până la 9 o să sigur, mănânc, să bag sigur. ciolanul în mine și toate Da, alea. bine, acum nu ar fi indicat să te culci cu stomacul plin. Pentru că nu o să ai o dignă ok. Pentru că Organismul tău tot timpul o să digere și o să lucreze și nu o să poți să te odinești ca lumea. Dar uh, poți să ții post intermitent așa. Poți mm -hmm. să ții post intermitent. Practic tu îți socotești fereastra de pauză alimentară de la ultima masă din, de seara. Da, deci îmi dau drumul la timer aici și spun bă, da, și ore, mie nu mi se mănânc. întâmplă altă dată să mănânc la 10 seara și nu mai mănânc ca doua zi. Dacă vreau să țin 16 ore, nu mai mănânc până la două. Bun. Asta însemnând că eu ce fac în orele de masă, mănânc cum vreau, cât vreau, depinde de obiectivul tău. Adică dacă vrei să te să, dacă vrei să slăbești, bineînțeles că trebuie să ai grijă la numărul de calorii, ca balanța să fie să fie în deficit caloric. Dacă vrei să te menții, atunci mănânci normal. Dacă vrei să depui masă musculară, dacă vrei Depinde postul intermitent pentru ce... Depinde în Postul intermitent e o chestie care te ajută să fii mai sănătos, îți lași organismul să se, să se regenereze, îți accelerează arderile dar eu țin post intermitent și nu vreau să slăbesc. Și atunci trebuie să fiu, să fiu atent, să mănânc suficiente proteine, carbohidrați, grăsimi, pentru că eu nu vreau să slăbesc cu ajutorul post intermitent. Am mulți cursanți care vor să slăbească cu ajutorul postului intermitent. Și atunci avem grijă, îi ajut cu ce au nevoie să mănânce în timpul postului intermitent. Eu țin post intermitent pentru că mă ajută să am nivelul testosteronului sus, pentru că m-a ajutat să-mi reglez sistemul digestiv care era praf, cu toate că eram nutriționist și eram tot timpul balonat și la început Iau, când... și Eu, și sunt balonat. Da. Și și la început să explic și chestia asta. Și la început când eram împreună cu când am început să fiu împreună cu soția mea, ea glumea și spunea că eu am stomacul unui peștișor auriu, care orice mănâncă imediat se umflă și se întoarce cu burta în sus. Și era foarte frustrant pentru mine că eu, fiind antrenor, fiind tehnician nutriționist, mâncam sănătos, cum învățasem eu și totuși eram foarte sensibil, foarte atent trebuia să fiu la combinații, la când mănânc, la ce mănânc, tot timpul balonat, tot timpul cu și eu aveam clase de făcut și antrenamente de făcut, și eram frustrant Și am mers la medici alopați, la homeopați, la naturopați, la energoterapeuți, la tot felul de. Nu reușeam să găsesc o explicație de ce sunt atât de sensibil. Și la un moment dat am, am citit, am ascultat pe niște specialiști din state că în România nu se vorbea încă despre chestia asta sau cel puțin nu găsisem eu o persoană care să vorbească mm -hmm. despre lucrul ăsta și am zis să încerc și de acolo viața mea s-a schimbat. Ok, dar postul ăsta intermitent îți interzice ceva anume, adică îți interzice să mănânci anumit eu știu, nu știu, o carne. doar să o faci o... pauză alimentară. Deci, post intermitent se referă că doar că ai pauză alimentară. Vegetarienii de... pot să țină post intermitent, carnivorii pot să țină post intermitent, toată lumea poate să țină Pauza respectivă. Practic, tu îi dai un timp organismului să se refacă. Uhum. Pentru că au apărut tot felul de reclame pe toate radiourile și Noi cei cu deficit de enzime digestive. Știi că deja se asusă asta și și la farmacii non-stop e toată lumea cumpără enzime digestive, probiotice și așa mai departe. De ce? Pentru că noi tot timpul avem intestinele pline. Pentru că noi am fost învățați ca la un moment dat să mâncăm 5 mese pe zi. Că e bine, că e sănătos. Și la un moment dat, stomacul nu, mai, nu se mai reface, flora intestinală nu se mai reface, că noi tot timpul suntem plini. Suntem plini, nu. Tot timpul e plin. Da. La un moment dat, corpul dezvoltă rezistență la insulină, că noi tot timpul gustăm și tot timpul roțăim și corpul trebuie să producă insulină, uh -huh. tot timpul. Și cele mai ieftine și mai la uh, îndemâna tuturor uh, ronțăituri sunt cu tot felul de carbohidrați, tot felul de sărățele, tot felul de... așa. Și corpul produce mai multă insulină, gli, glicemia crește și intestinele tot timpul sunt pline, nu mai are timp să se refacă flora intestinală, stomacul nu mai are timp uh, să se refacă. Și multă lume îmi spune, poate că urma să-mi pui întrebarea asta, că toată lumea lume mă opune dintre cei care nu știu despre postul intermitent, pe păi da, da, eu nu fac ulcer, nu fac gastrită la stomac. Dacă nu mai mănânc atâtea ore, dacă nu mănânc 16 ore, dacă nu mănânc 18 ore. Și întrebarea asta mi-a pus-o și bunica mea, Dumnezeu să o ierte, a, a trăit 90 de ani uh, și a murit pentru că a avut o căzătură și nu i s-a mai cicatrizat o problemă uh -huh. la șold. Dumnezeu. Așa. Și ea tot îmi spunea, Mikey, că eu îi spuneam Maica, așa uh -huh. îi spuneam eu, nu îi spuneam bunica, îi spuneam Maica și. maichi dragă, zice, dați ți se roade stomacul ăla acolo dacă nu bagi nimic în el. Trebuie să ai tot timpul ceva în el ca să nu se roadă. Și eu. Trebuie să explic. Stomacul nu e ca o moară care merge tot timpul. Care e băgat în priză și ea tot timpul merge. Și noi tot timpul trebuie să dăm ceva înăuntru ca să nu se roadă pereții stomacului, să nu facă rană gastrită sau ulcer. Nu. Stomacul, în momentul în care el nu are de lucru, el nu mai produce nici acid gastric, el se liniștește. Și stă. Se odihnește, practic. Uh -huh. Și ca și orice organ, după cum spuneam, și stomacul are nevoie de odihnă. El stă și se odihnește, pur și simplu. Intestinele noastre au timp să se golească și să se liniștească, să stea, să se refacă flora intestinală. Ok? Noi putem să mâncăm foarte sănătos. Dacă noi tot timpul mâncăm, 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 noi organele astea nu mai au repaus deloc. Da. Și nu mai au timp să se Întrebare. refacă. Întrebare. În astea, 4 ore, 6 ore, cât avem noi uh, de mâncat? Eu pot să mănânc alandala, să bag în mine orice fel de carne, oricâtă. Uh, și având în vedere să uh, spunem că postul intermitent are obiectiv pentru mine uh, sănătate. Da. Dar nu să slăbesc, nu să mă îngraj, nu nimic, să fiu sănătos. Și atunci eu în timp ăsta mănânc tot haotic cum mănânc eu. Dacă mănânci aceeași mâncare în post intermitent și exact aceeași mâncare neținând post intermitent, ai beneficii ținând post intermitent. Mult da. mai mari pentru uhum. organism. În schimb, dacă trebuie, vrei să treci la următorul nivel și să ajuți organismul să-și mențină tinerețea, să fii mai. Atunci, bineînțeles că trebuie să ai grijă și la ce mănânci. Hai să vedem ce mănânc în postul intermitent. Uh, ar fi bine când întrerup postul intermitent să-l întrerup cu o mâncare care nu are indice glicemic foarte mare. Pentru că glicemia, cum glicemia se stabilizează cumva și dacă tu, în momentul în care. Uh, întrerup post intermitent, mănânci sărățele sau zahăr sau dulciuri, bineînțeles că glicemia uh, ajunge undeva în vârf și corpul trebuie să producă foarte multă insulină. De aceea ar fi bine când întrerupem postul intermitent să-l întrerupem uh, cu, nu știu, uh, niște ochiuri de ouă fără mult ulei, cu niște legume uh, roșii, nu știu, niște brânzeturi, un iaurt, nu știu, niște pește, chiar pește afumat sau somon sau așa avocado, chiar carne cu niște legume. Adică ar fi bine să nu să nu începem ce are indice glicemic foarte ridicat. Pastele, pâinea albă, zahărul, fructele. Dacă vrem să mâncăm fructe dimineața, ceea ce e foarte benefic pentru cei care au probleme cu constipația, ar fi bine ca pe lângă fructele alea să mâncăm și o lingură de ulei virgin, extra virgin, stors la rece, indiferent de ce. Indiferent de ce. Mănânci nu contează. In, da, dacă, mănânci, dacă, dacă mănânci mă fructe, care au are indice glicemic mare. Pentru că uh, uh, uleiul ăla face ca fructele alea să se digere mai treptat puțin și să nu ne crească glicemia foarte sus. Uh -huh, uh -huh. Așa. Apoi ce ar trebui să evităm un postul intermitent? Ce ar trebui să evităm și dacă n-am ține post intermitent? Prăjelile nu lei. Adică dacă vrem să mâncăm o carne să o mâncăm la cuptor. Dar prăjelile în untură e ok. Și acolo sunt discuții. Sunt puțin mai ok decât cele din ulei, dar tot o prăjală este. Cel mai bine ar fi să mâncăm carne la cuptor sau să mâncăm carnea fiartă sau la aburi, dar la cuptor se poate face carne foarte bună. Mai cum de exemplu, face niște jnițele. că jnițele în mod normal le prăjești în ulei. Mai da. cum mai face niște jnițele fără ulei, o să o rog să îmi dea prețeta și să-ți dau și ție dacă Mulțumesc. vrei. Da. pe pat de lămâi sau de portocale. Uau, wow, vârte jnițelele alea carnea bătută în în ou și în ceva, pezmed pe smed, așa. Uh -huh. Și le pune în cuptor pe pat de lămâie sau de portocală. Sunt cele mai bune jnițele pe care le mănânc eu în viața mea și sunt absolut sănătoase. N-au nimic nesănătos acolo. Pentru că nu sunt prăjite, nu ulei. În momentul în care prăjim ceva, în lei mai ales carbohidrați. Acum vorbim despre cartofi prăjiți sau de sunt tot felul de mâncăruri din astea, chipsuri sau nu știu dacă aici în zona asta a țării, langoș. Dacă știu. Da, 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 sunt peste da, tot. Acolo, cu cât ești mai aproape de Ungaria, că în Ungaria e o mâncare tradițională asta. Mm -hmm. În momentul în care carbohidratul ajunge în contact cu uleiul încins, se produce o substanță acrilarmină care este cancerigenă, foarte cancerigenă. Cum să nu înțelegeți că dacă mâncăm o dată cartofi prăjiți, gata, ne îmbolnăvim. Da. Sau dacă mănânci o dată pe săptămână sau așa. Dar dacă ăsta e un obicei alimentar al tău, pe care îl faci frecvent, îți crești riscul foarte mult de a face bol din astea. Uh -huh. Tocmai de asta le recomand și părinților să încerce să-i dezvețe pe copii de chipsuri care sunt practic cartofi prăjiți în ulei sau de cartofi prăjiți, că le, le faceți un mare bine. Bineînțeles că nu o să îmbolnăvească copilul atunci. Uh -huh. Dar chestiile astea, ani de zile luate, nu o să vreți... De ce să vă expuneți copilul când o să fie matur la... Adică de ce să-i creșteți riscul să facă o bolă din asta foarte grea, când puteți să-i dați altfel de cartofi? Adică... Pentru cine înțelege că aici e discutabil. Da, da, dar uh, ideea e de ce să crești riscul ăsta, că poți să faci cartofi și în alt fel. Acum există tot felul de fraiere și așa, care da. cu doi strop de ulei îți faci uh, foarte mulți cartofi, cartofi sau da, da, așa. Da. Și există și chipsuri, sănătoase. Acum Eu chiar când am venit pe drum am luat dintr-un peco niște cipsuri de orez brun care sunt copți, mm -hmm. nu sunt uh, prăjiți în ulei. Găsiți alternative. Da, da, eu, eu găsesc tot timpul de astea bio, eco și sănătoase, că având alergie la gluten, mm -hmm. înțelegi, majoritatea sunt super da. sănătoase. Da. Acum, în pandemie, toată lumea s-a pus pe citit etichete și toată lumea a fost super expert în citit etichetele vaccinului și eu m-am gândit că Asta e un lucru bun, că după aia o să învățăm să citim etichetele la, mm -hmm. la alimente, dar nu se întâmplă mm -hmm. întotdeauna așa. Ar trebui să continuăm cu chestia asta. Acum nu mai avem vaccinurile alea, dar dacă tot am citit etichetele vaccinului, hai să citim un pic și etichetele alimentelor. Sau... Da. Cristian spune-le acum în oamenilor care ne privesc ce serviciu ofer tu, unde te găsesc. Uh, și cum de arăți așa bine la 50 de ani, ne-ai da, spus și se vede și la da. tine. Uh, pe, pe TikTok, pe Instagram, pe Facebook suntem uh -huh. Aoleo Fitness. Aoleo. Aoleu Fitness și uh, facem antrenamente de grup. Uh -huh. uh, facem antrenamente de grup cu cursanți cărora le oferim și uh, servicii de nutriție, programe de slăbire. Uh, avem avem în fiecare zi antrenamente online, avem un program ca și la sală de exemplu, cu antrenamente uh -huh. online. Avem antrenamente în fiecare zi online de tonifiere, care se fac cu greutatea corpului, nu necesite echipamente și avem în plus și niște antrenamente foarte faine de cycling, de spinning, adică pedalăm pe biciclete, uh -huh. sunt niște programe foarte faine. Oamenii pot să-și achiziționeze biciclete dar nu trebuie neapărat. Tocmai mm -hmm. de asta, acum că sunt în, am venit în București, am și distribuit cursanților care dore, au dorit să înceapă cu noi biciclete de spinning. Le oferim în custodie celor care vor să facă antrenamente de spinning online. Foarte tare! E, mi s-a părut foarte genială ideea. Da. Distribuim în toată țara. Am început inițial cu județele Arad, Timiș, Bihor, care erau acolo, eu fiind din Arad, mm -hmm. în jurul nostru. Dar de ceva vreme am început să ne extindem și distribuim în toată țara, indiferent că ești în, în Iași, în Constanța, în București, în Râmnicu-Vâlcea, în Argeș, în Sibiu, în Cluj. Îți uh -huh. ducem bicicleta acasă și poți să începi antrenamentele online alături de noi. Foarte tare! Iar cycling e un sport care se pretează foarte mult pentru cei care au multe kilograme de slăbit. Pentru că îți protejează, foarte, îți protejează încheieturile. Uhum. Toată lumea știe că joggingul, că alergatul e foarte bun. E un sport aerob, arzi multe calorii, să mergi la sală. da, dar ce te faci când ai 20, 30, 40, 50 de kilograme în plus față de greutatea ideală? Păi dacă tu începi să alergi sau să faci anumite sporturi cu un sac de 30 de kilograme în spate, încheieturile tale nu le văd bine. Deci nu, uhum. și atunci Tocmai de asta, cycling-ul e un sport și aerob, îți și tonifică, tonifiază musculatura, dar în același timp îți protejează încheieturile, pentru că, indiferent de câte kilograme, tu nu oferi șocuri organismului, pentru că uh -huh. na, pedalatul e o chestie uh, lină, uh, nu ai șocuri, ca și când ai sări. Da. da. Mulțumim tare mult că ai venit la Copacul Vieții, sunt fanul tău, te urmăresc acolo, îmi place ce spui și cum spui. Lasă-i pe hater să existe, că mai vom de ei fără ei, n-am existat nici noi, să știți, sau nu am fi așa de sus. Să ai sport și toate cele bune și căutați-l. Vă mulțumesc că v-ați uitat la încă un episod al Copacului. E început de an, aveți grijă de voi, de sănătatea voastră, puneți-vă obiective, mai ales de la o vârstă. Am băut, am mâncat și am făcut și alte lucruri până la vârsta asta cu o singură excepție, n-am fumat, nu m-am drogat, n-am făcut nimic. De aici înainte îmi pun o misiune să mă păstrez tiner sau chiar să mă întineresc. Pace și iubire oriunde ați fi.